Ok, super, suntem live. Bună seara și bine v-am găsit, dragilor. În seara aceasta avem un live foarte mișto, așa. Cu Ana Sorescu vom vorbi despre emoții și despre tehnicile de eliberare emoțională. Mai mult decât atât, ne-am propus foarte mult să răspundem la întrebările voastre. Bineînțeles, cu rugămintea ca întrebările să fie punctuale pentru a vă putea ajuta. Puteți să adresați întrebările pe chat, cei care sunteți pe Zoom. Apropo, cei care ne văd pe Facebook, noi suntem prin aplicația Zoom. Voi face tot posibilul să urmăresc și întrebările de pe Facebook pentru a le adresa Oanei, pentru cei care efectiv nu au reușit să intre pe platformă. Ca orice început, necesită și o prezentare. Asta a fost una tehnică. Alexandra Mihărtescu este numele meu și reprezint Alexa Event, pentru cei care nu știu. De ceva timp fac evenimente și tot felul de întâlniri de dezvoltare personală, dar astăzi nu este despre mine, nu este despre Alexa Event, este despre emoțiile, despre tehnicile de eliberare emoțională cu Oana Sorescu. Oana, care are o poveste foarte frumoasă în spate, dar și provocatoare în același timp, plină cu încercări. O viață foarte interesantă, deja ne știm, cred că, de 3 ani, 4 ani, mai bine, 4 ani, cam pe acolo, bine, nu? Bine, da. Da, exact. Însă când am cunoscut-o, mi-am dat seama că eu încă nu am fost supusă la așa încercări în viață. Și acum nu vreau să sun egoist, dar nici n-aș vrea. Ideea este că din toate aceste încercări Oana a reușit să iasă chiar foarte frumos, cu foarte multă înțelepciune și sănătoasă. Lucru de altfel extraordinar de important, pentru că vorbim aici și de o să ne povestești tu așa pe scurt, pentru că oamenii necesită să știe mai multe despre tine. Dar ai învins frumos și mai mult decât atât, uite că ai ales să împărtășești și altora acea înțelepciune de care tu poate la început n-ai dat dovadă, dar pe parcurs, adică la început, chiar din ceea ce ne povestești și tu, a fost o reacție normală, mai ales una emoțională, dar o să vedem. Eu zic să, totuși, dacă tot am deschis subiectul în direcția aceasta, până mă uit eu peste întrebări și partea de tehnic ce mai e, să ne spui un picuț, ca oamenii să te înțeleagă mai bine, să ne spui un picuț povestea ta, te rog, Oana. Sigur că da, cu cel mai mare drag, nu pierd nicio ocazie să nu fac referire la ea, pentru că este un mare adevăr și e trăit până în străfundurile ființei mele. Călătoria asta a mea, care este atât de fascinantă și care continuă, lucrurile pe care le-am învățat și cred că nu voi înceta niciodată să mă deschid să fiu proaspăt student, pentru că n-am cum să mă opresc din a afla lucruri și de a le împărtăși oamenilor. A început acum 16 ani, cum ai spus și tu, când am primit un diagnostic grav. Nu vreau să intrăm în foarte multe detalii. Pe scurt, așa, ca oamenii să înțeleagă la ce făceam eu referire, să aibă un cadru. Pe scurt, mi s-a dat un diagnostic și mi s-a explicat că mai am 2 luni de trăit. Și aici vin cu analizele care confirmă, cu biopsia care confirma acest diagnostic și care ar fi zguduit din țățin pe orice altă persoană aflată pe suprafața planetei și bineînțeles că atât de zguduit am fost și eu, asta ca să facem referire la emoțiile despre care vorbeai. Uh-huh. Numai că, în egală măsură, vezi, pe mine m-a împins în această direcție. Adică tot ceea ce sunt astăzi, ca, nu știu, practician de remedii florale, practician avansat de Theta Healing, practician trainer, master trainer în tehnici de eliberare emoțională și matrix reimprinting, quantum touch releasing și sunt foarte multe lucruri și nu despre subiectul ăsta este vorba în aici și acum, dar pe toate, spre toate m-am deschis datorită acelei experiențe. Deci poate te-am împins, cum ar veni. Exact asta m-am împins să caut soluții. Și la început, așa cum bine știi, am plecat la drum egoist vorbind, să-mi găsesc rezolvarea problemei mele. Uh-huh. Și pe măsură ce începeam să aflu lucruri care nu erau disponibile în acel timp la noi în țară, a crescut în mine cumva și dorința de a le da mai departe. Pentru că vedeam ce se întâmplă, nu trăiesc într-un glob de sticlă, trăiesc înconjurată de oameni și îmi place să socializez. Și atunci simțeam că lucrurile pe care eu le aflam, pe măsură ce le aflam,
fiind secrete pentru țara noastră, da, lucruri care nu se știau în acel moment, creștea în mine și dorința de a le da mai departe. Adică am început ca practician de remedii florale și asta spune mult despre emoțiile noastre, pentru că tocmai despre aceste emoții e vorba și în remediile florale Dr. Beci. Pe vremea aceea, anii în care am învățat aceste remedii, începând din 2007, le-am finalizat cursul de nivel 3 în Anglia, nu se făceau încă la noi în țară, acum da, sunt disponibile, slavă Domnului. Și fără falsă modestie, Alexandra, tu știi foarte bine cât de mult mi-am dorit să aduc IFT în România și uite că mi-a reușit. Deși în afară se făcea acest lucru de peste 30 de ani, la noi este o tehnică nouă, să spunem mai tânără, despre care lumea nu știe foarte multe lucruri și uite că prima grupă de practicieni am făcut-o acum 4 ani, am pornit la drumul ăsta. A zburat timpul. Da, și e fascinant când te uiți în urmă și vezi câte lucruri s-au realizat de atunci și până acum. Da, până la urmă, uite, vezi, a fost important să fie un lucru egoist pentru început, pentru că dacă tu nu te-ai fi vindecat, n-ai fi putut să dai mai departe. Și asta este un aspect foarte important pe care oamenii zic eu că ar trebui să-l înțeleagă. Dacă nu încep cu ei, nu prea pot să-i mai ajute pe ceilalți. Ideea e următoarea. Eu atunci eram refractară total la terapiile tradiționale, da? La, precizez că mama este medic. Da, și nu am o mențiune foarte importantă. Nu am ceva cu medicii, Doamne ferește, din potrivă, îmi crește sufletul când cei mai mulți cursanți pe care i-am sunt psihologii medici. Precizez că nu sunt medic, din o precizare importantă, da? Prin acest concurs de împrejurări am ajuns să pot să învăț pe alții aceste lucruri extraordinare și cu care se pot ajuta în completarea unui tratament, indiferent de ce tratament aleg ei să facă. Eu eram gică contra la tot ce însemna chimioterapie, am avut o altă experiență în care mi-am condus o prietenă câteva luni bune de zile la Funden să treacă prin acea chimioterapie, din nefericire ea a plecat de pe această planetă, iar pentru mine acea experiență a fost atât de ciudată și de dureroasă încât am zis eu nu fac chestia aia, deci era o asumare. Asta nu înseamnă că practicienii de-ai noștri sau noi nu ajutăm oamenii care trec printr-o asemenea experiență, pentru că în spatele oricărui diagnostic, cum deja se știe, lucru care nu se știa acum 16 ani, vom găsi invariabil o cauză psihoemoțională. Iar aceste tehnici, printre altele, exact asta fac. Știu să plece de la problema persoanei respective, indiferent în ce domeniu se găsește această problemă, pentru că nu toată lumea are probleme de sănătate, da? Pot fi probleme relaționale, pot fi probleme care țin de servicii, de carieră. Acum sunt cele mai multe probleme date de această stare prin care am trecut cu toții, de această traumă colectivă, putem numi, și atunci am nevoie să știu cum mă pot echilibra și cum mă pot ajuta și în această conjunctură. Deci aplicabilitatea acestor lucruri este pentru toate domeniile vieții noastre. Tocmai că am atins acest punct și este foarte important ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă EFT-ul sau tehnicile de eliberare emoțională, pentru că vin ceva întrebări cu privire la boli și probabil așteaptă cumva să le dăm rezultatele sau să le spunem prognosticuri sau știu pe partea de boli. Haide un picuț ca oamenii să înțeleagă mai bine cam ce întrebări ar trebui să fie. Nu că bolile nu ar avea de-a face, că până la urmă vorbim de emoții, dar să definim un picuț partea asta de tehnici de eliberare emoțională, ca oamenii să înțeleagă și mai bine. Încet, încet să intrăm în subiect. Lasă-mă un pic să încerc să le explic așa. Deci, în ultimii ani au apărut și la noi, inclusiv în librării, da, cărți dicționare ale tuturor bolilor și afecțiunilor care te îndreaptă spre o anumită direcție a ceva ce nu funcționează în realitatea ta concretă. Cu alte cuvinte, dacă pe mine mă doare în gât, o banală durere de gât, asta are o cauză psihoemoțională în spate, e ceva ce am reținut, ce n-am putut să înghit, ce n-am putut să exprim, da? Răgușesc pentru că am reținut toată furia și frustrarea unui moment și n-am putut să o dau afară, n-am putut să o scot, nu-mi permitea situația în care mă aflam. Gândiți-vă că sunt situații în care eu, într-una din experiențele vieții mele, am rămas surdă de ambele urechi pentru că nu îmi doream să aud o anumită persoană, fără să-mi dau seama că îmi pot face rău cu mâna mea. Deci toate aceste lucruri sunt deja descrise în literatura de specialitate, de ele se ocupă metamedicina,
medicina germanică. Numai că prin ceea ce fac eu, să spunem că se merge un pic mai departe. Oamenii pot să afle, da? Să dau un exemplu. Cauza cancerului meu, să spunem așa, da? Sau cauza afecțiunii pe care o am, am citit eu într-o carte că se datorează relației dintre mine și mama mea. Și eu nu pot să o iert, eu nu pot să uit ce mi-a făcut, eu nu pot să uit copilăria mea nefericită și acolo am o cauză. Bun, asta este o direcție. Da? Este doar o direcție. Dar cum să fac eu să eliberez acele traume care sunt la fel de active ca în momentul în care ele s-au întâmplat? Eu plec întotdeauna de la prezent, astfel încât să pot ajuta omul să stea mai bine față de acest subiect în prezent. Deci se lucrează specific cu tehnicile EFT-ului pe emoții, iar tocmai tehnicile din spatele EFT-ului mă duc în întâmplările specifice din viața mea personală, și suntem unici, nu ne putem trage la Xerox, în care am avut poate cele mai mari dureri create de relația între mine și mama mea. Da? O discuție, o ceartă foarte puternică, un moment în care m-am simțit rănită, abandonată, un moment în care mi s-a părut că s-a răzbunat, că m-a pedepsit, că m-a alungat de acasă. Deci alea sunt întâmplările specifice pe care, din nou, avem oportunitatea să lucrăm dintr-o stare de confort, fără ca măcar persoana să fie nevoită să le povestească. Ori aici începe magia. Pentru că eu plec cu clientul din fața mea de la o emoție, ajung să identific acele traume și crede-mă că și oamenii de specialitate, psihiatri, psihologii, sunt copleșiți de rapiditatea cu care se eliberează aceste traume. Ori aici este magia dată de EFT și mai ales de Matrix Reimprinting, care e tehnica de vârf, care, să le explicăm oamenilor, poate ajunge la acele traume preconștiente. Da? Noi ca oameni ne aducem aminte, eu știu, lucruri poate foarte clare până în perioada adolescenței, preadolescenței. Ne mai amintim așa legat de o fotografie, o imagine din clasa 1, mai putem avea o amintire, două, de la grădiniță și cam atât. Dar sunt situații în care inclusiv un copilaș în burtica mamei însuflețește anumite adevăruri și apoi toată viața nu face decât să întărească acele adevăruri și avem nevoie să ajungem la o asemenea întâmplare. Eu personal m-am vindecat de o fobie de trăsnet, din când te liberit-o. De trăsnet, ok, super tare. Da? O fobie, adică ți-era frică când tuna afară? Deci, nu, trăsnet. Știi zgomotul ăla foarte intens pe care îl produce trăsnetul, ca și când pârâie ceva, ca și când se rupe ceva. Ah, ok. Nu tunetul era cel care mă speria, cât trăsnetul. Și gândește-te că deja aveam doi copii și plecam cu ei vara pe undeva și ferească Dumnezeu să te prindă când eram în mașină, nori negri, în zare, că în secunda a doua intram în panică. Mi-era îngrozitor de frică. E, ca oamenii să poată să înțeleagă, în spatele acestei reacții, în care corpul meu îmi spunea că nu sunt în siguranță și că e foarte periculos și că eventual pot să mor oricând, era o întâmplare când aveam 5 luni jumate intrauterin. Mama a trăit o emoție foarte intensă, mergând pe o șosea, o furtună de vară, un copac a fost trăznit în fața mașinii tatălui meu, tata a pus frână, mama s-a sprijinit cu mâinile de parbriz aproape să se proiecteze prin parbriz, însărcinată fiind nu avea centură, s-a speriat îngrozitor și toată această spaimă s-a transferat fiului de om. Ăla a fost momentul declanșator al acestei fobii. Practic a fost scris cu privire la această fobie încă din burtică. Da. De când mă știam, de când îmi aduceam aminte, am întrebat-o și pe mama, îți dai seama, că din totdeauna eu am intrat în panică și am început să plâng și să tremur când veneau frumos să auzeau trăsnete. Am înțeles. Uite, aș vrea să începem cu o mică întrebare sau o mică povestioare a Alinei. Zice așa, bună ziua, de curând am aflat că am la sânul stâng două carcinoame mamare, invazive. Asta e partea tehnică. Ideea este că la aflarea rezultatului am avut o stare de anxietate care a ținut vreo două luni.
dar acum încep să mă controlez și să gândesc pozitiv. Nu a pus întrebarea, dar cred că cumva vrea să o mai ajutăm un picuț cum ar putea să mai rezolve din această anxietate. Apropo de acest mă controlez sau mă lupt cu boala, și tu ai zis la început că am învins. Nu avem nevoie să considerăm un dușman, este, cum să spun, o bătaie pe umăr și o tragere de urechi, dacă vrei, într-o anumită nuanță, că ceva ce am ignorat pentru o vreme îndelungată a ajuns atât de intens pentru mine și pentru sufletelul meu încât a început să dea pe afară. Starea de prezență pe care ea spune că încearcă să o obțină este extraordinară. Dar asta, după părerea mea, este musai să meargă mână în mână cu ceea ce a generat cu adevărat acel conflict și a adus-o în acest diagnostic. Adică, caut să stau în prezent, caut să mă bucur, caut să văd partea plină paharului a ceea ce trăiesc, dar e foarte important să eliberez și ceea ce m-a adus în această stare. Se spune și medicina germanică ne confirmă acest lucru. Eu am stat în un conflict activ vreme de luni bune înainte ca acest diagnostic să apară în viața mea. Deci nemulțumirea, frustrarea legată de o persoană, de o situație a fost atât de intense încât a le astupa ca și când n-ar fi fost și acum mă bucur de viață, un soi de gândire pozitivă care nu e dublată cu adevărat de partea emoțională, n-are cum să ne ducă într-o direcție bună. Și atunci am nevoie să mă deschid, să văd ce n-a funcționat, să depășesc acele lucruri, să eliberez emoțiile de acolo ca să pot elibera convingerile care vin la pachet. E un fel, practic, din ce îmi spui și ce înțeleg, un fel de ascuns mizeria supreș. Dar da, pare curat. Poate sună urât, dar ca lumea să fie, adică cât mai explicit să fim, cred că ar ajuta. Asta să dau un exemplu, Alexandra, ca oamenii să înțeleagă mai bine. Acum știm că există un acces la informație extraordinar. Și drept dovadă acest webinar. Ne bucurăm că în librăriile noastre există cărți scrise de atât de mulți autori de succes din afară. În momentul în care eu am aflat, de exemplu, de gândirea pozitivă, de afirmații, am tendința să zic că gata, l-am apucat pe Dumnezeu de un picior și dacă fac asta, toate celelalte lucruri din realitatea mea dispar. În realitate, noi suntem ființe complexe și fie că ne dăm seama conștient sau nu, avem niște programe care rulează și care vin cu propria lor parte emoțională. Dacă cineva își ia o afirmație și o repetă și spune sunt perfect sănătoasă și crede că spunându-și lucrul ăsta non-stop, va duce corpul într-o stare de sănătate. Doar prin asta se poate păcăli ușor. Și acum o să vin cu o explicație. Dacă eu spun, sunt perfect sănătoasă, dar în spate ceea ce gândesc la nivel de propria mea minte e, bă, analizele alea arătau că încă am marcări tumorale. Da? Emoțiile care vin vis-a-vis de ceea ce am gândit sunt de tipul sentimentele de lipsă de încredere, de frică, de îngrijorare despre ce o să se întâmple, de frustrare că eu am făcut aia și am spus aia, dar mie nu mi-a ieșit și nu s-a întâmplat nicio magie, nicio miracol. Sentimentul de la sfârșit e negativ, iar eu voi însufleți în realitatea mea și voi atrage, conform legii rezonanței, situații în care să-mi fie frică din nou și din nou. Și atunci, ca eu să fiu autentică în afirmația mea, mai bine caut una de genul, sunt din ce în ce mai bine în fiecare zi. Da, mintea ar crede mai cu desăvârșire acest lucru. Un lucru pe care să pot să-l îmbrac frumos într-o parte emoțională care să-l și susțină. Uh-huh. Nu vă păcăliți, dragilor. Sunt oameni care au ignorat orice altă soluție asupra corpului fizic și eu gândesc cu sinceritate că este o mare greșeală. Într-un parcurs, orice fel de parcurs a găsirii unor soluții, după părerea mea de bun simț este ca partea mea fizică, corpul meu fizic să aibă prioritate și apoi asta îmi va da timp să mă ocup în cadrul acestui parcurs de lucrurile care m-au adus în acum și aici. Deci prioritatea e important să fie corpul fizic. Să nu neg, să nu reprim, pentru că ăsta e pericolul de care vorbeam adineauri. Avem mecanisme de apărare și ne folosim de ele. Caut să nu mă mai gândesc la lucrul ăla care mă doare, crezând că el va dispărea. Nu dispare. În câmpul meu emoțional este la fel de activ ca în prima zi.
Sunt oameni care au făcut un anumit parcurs și mi-au spus, eu am scăpat de toate lucrurile, nu am nicio traumă, sunt zen. Și după 5 întrebări au început să plângă. Doar conștientizarea, asta așa pe scurt, doar conștientizarea, știu de unde vine, nu eliberează partea asta emoțională. Trauma este înmagazinată de corp, inclusiv cu ajutorul memoriei celulare, în acel organ care suferă. Și atunci am nevoie să o eliberez. Da, este un lucru adevărat, conștientizarea nu este suficientă, dar este importantă, din ce știu. E primul pas și cel mai important. Dacă facem primul pas, de ce n-am face și următorii? Adică odată ce... Bună întrebare! Bună întrebare! Da, adică dacă până atunci nu știai de ce și acum știi, parcă mai greu e să trăiești cu această cunoaștere. Până când nu știai, nu știai. Aia, nu te deranja cum ar veni. Dar în momentul în care afli și în momentul în care știi, cumva parcă liniște nu prea mai ai până nu rezolvi. Alexandra, nu știu ce să spun, pentru că de cele mai multe ori, și acum revenim la emoții, propriile noastre emoții ne pot bloca. Și propriile noastre programe. Și îți dau un exemplu. Dacă o persoană a primit o veste, da? Poate fi o veste nu neapărat ce ține de sănătate, ci pur și simplu s-au făcut disponibilizări la servici în urma acestei perioade și sunt dat afară. Da? Pare o sentință în prima etapă și într-un prim moment. Dacă eu ca și program ce merge în subconștientul meu, pentru că n-am cum să nu fac referire la aceste adevăruri pe care le deținem cu toții și sunt ale noastre personale proprii, spune nu am cum să reușesc, nu sunt destul de bun, e imposibil. Ăsta e un program în sine care mă va bloca să-mi găsesc rapid un servici, să-mi găsesc vindecarea, să găsesc soluții la problemele pe care le am. Când eu cred că nu sunt destul de bun și e imposibil să găsesc o soluție. Ori în stări de genul ăsta, de care vorbea persoana care ne-a spus întrebarea, în prima etapă, stările sunt atât de intense încât eu nu am fiziologic și neurologic demonstrat cum să găsesc rezolvare la problema cu care mă confrunt. Este vorba de starea de luptă sau fugi, care este deja recunoscută și, bineînțeles, e susținută de partea medicală. În acel moment se schimbă chiar chimia corpului meu și, din păcate, nu am acces să găsesc rațional o rezolvare pentru că lobii frontali nu mai sunt irigați cu sânge în acele momente. Cu cât conflictul este mai de durată, cu atât sunt într-o ceață mai mare, într-un conflict interior mai puternic și într-o lipsă totală de claritate a ceea ce ar fi mai bine de făcut. Cu cât mă agit mai tare, cu cât emoțiile sunt mai intense, cu atât mi-este îngrozitor de greu să găsesc singur rezolvare. Și aici pot să vin cu experiența acestor ani în care am lucrat cu specificitate pe partea emoțională. Persoanele când sunt în această stare, dar starea nu este foarte intensă, nu trăiesc o dramă, nu trăiesc o tragedie în realitatea lor, să spunem că se pot descurca, au stări, momente bune din durata unei zile, în care se pot relaxa, da? Se pot destinde, pot găsi un moment în care să ascultă melodie și să ajungă să zâmbească, să se uite la ceva plăcut și să ajungă să râdă. Ori în acele stări apare și deschiderea spre a se lăsa inspirați la o rezolvare. Dar marea majoritate a oamenilor care trăiesc o dramă sau sunt într-o situație intensă, nu pot să-ți descriu câte persoane dezechilibrate, cum n-au fost niciodată în viața lor, sunt în această perioadă cu această pandemie care ne-a surprins pe toți și nu mai pot să gestioneze, evitând, cum să spun, găsirea unor soluții în exterior, rămânând în ceea ce simt ei, nu fac decât să agraveze stările de panică pe care le au. În momentul în care eu sunt copleșit emoțional, chestia asta cu gândire pozitivă, cu stau în prezent, cu hai să fim zen, este un fel de bla, 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 bla. Mai mutică din cap nu crede, practic. Deci nu se poate, nu pot să mă scot singur. Ori asta este într-adevăr o mare problemă. Pentru că, vezi tu, ești îndemnat să zici, bine, ți-ai găsit conflictul, care e problema, depășește, mergi înainte, luptă-te, o să-ți iasă.
Nu, pentru că sunt deja copleșit de partea asta emoțională și atunci am nevoie de un ajutor ca să ies din furtuna aia de emoții în care mă găsesc. Ne spune Loredana, disfagia craniomandibulară, ce aș putea să fac? Nu știu dacă aici ai o emoție în spate care se ascunde sau... Hai să vedem. Cum spuneam și adineauri, toate etichetele date de medicină, vă dați seama că nici măcar nu am calitatea de medic, nu mă pot pronunța, dar ceva s-a întâmplat în momentul în care ea a apărut în viața persoanei respective. Da? S-a întâmplat ceva în realitatea ei. Există acolo o traumă care se poate găsi. Există o disfuncționalitate a modului în care eu mă privesc pe mine sau pe ceilalți sau ceva din ceea ce trăiesc. Și atunci de aia spun, e de văzut. Nu pot să spun nimănui, vino și facem sesiuni de EFT și de metri și te vindeci. În primul rând că nu vindec pe nimeni. Persoanele se deschid spre o vindecare, dar eu în sine nu vindec, că nu sunt vindecător, da? Ci doar sunt persoana care te poate lua de mână, te poate învăța toate aceste lucruri, astfel încât tu să beneficiezi de o undiță pe care să o ai la purtător toată viața ta. Și nu e doar pentru tine, e pentru toate persoanele din jurul tău, pentru toți cei dragi ție, chiar dacă nu vei vrea vreodată să devii practician de așa ceva pentru oameni străini. Deci e o modalitate de a trăi viața cum n-ai trăit-o până acum. După părerea mea, emoțiile rămân și vor rămâne busola esențială în această viață. Ele mă avertizează că ceva nu e în regulă, că sunt pe bălării, că ceva am nevoie să schimb, că ceva am nevoie să fac pentru că așa nu se mai poate. Datorită acestei părți emoționale. Din păcate, n-am fost învățați de mici să fim atenți la partea asta emoțională. Că nu era frumos să țipi, erai obraznic dacă te lăsai cu fundul pe jos pentru că tu nu mai puteai să înghiți mixul de emoții ce îți parvenea din partea părinților, aparținătorilor tăi. Era strigătul tău disperat de ajutor, dar n-aveai voie să faci mutre, n-aveai voie să te strâmbi. Ori emoțiile se văd instantaneu, înainte ca eu să le conștientizez că le am, în expresiile faciale. Da? Și e fantastic pentru cine se poate deschide să studieze toate aceste lucruri, pentru că ele, în afară, sunt studiate de 60 de ani, de exemplu, de Paul Ekman, care este unul din... Pionierii, cum se spune. Pionier, dar este și cel mai influent ca tip de personalitate, făcut o statistică printre primii 100 cei mai influenți oameni de pe această planetă, iar el de 60 de ani studiază aceste emoții. Și atunci e fascinant când îți dai seama că ele se întâmplă în mod automat în corpul nostru. Da, un fire că nu le au, asta se datorează doar faptului că n-am fost învățați niciodată să ne uităm la ele, să le recunoaștem sau să le acceptăm. De aceea, un fin observator care cunoaște un picuț de expresie facială, de latura aceasta, de limbaj non-verbal, le recunoaște imediat. De altfel, să știi că și mulți dintre noi le recunoaștem când te uiți la unii oameni, zici, uite, are ochii triști. Uite, parcă pe chipul lui se vede tristețea. Chiar dacă nu face, nu știu ce, gest anume, foarte, foarte evident. Dar trăirea și emoțiile clar se împregnează pe chipul nostru în timp. Uite, ne întreabă Alexandra, cum scăpăm de blocajele emoționale cauzate de relații anterioare? Cum am putea să scăpăm? Și ele stau în picioare, aceste blocaje, susținute fiind de traumele pe care le-am trăit în relația anterioară. Numai că, vedeți voi, aici pare o chestie de necrezut la prima vedere. Vine cineva la mine și spune, eu nu mă mai înțeleg deloc cu soțul, cu soția, m-am decis să-mi divorțez, eu nu mai supor viața asta, sunt nefericită, ducă-se, la revedere și bonjour. Și noi începem să căutăm să vedem ce este acolo. Și vedem că în spatele a una, două, trei întâmplări, în care ca și personaje principale în acele întâmplări, e persoana respectivă cu soțul sau cu soția, în spate o să găsim întâmplări în care se schimbă personajele. În perioada facultății eu nu cunoșteam pe el, pe soțul meu, sau nu cunoșteam soția. Numai că întâlnesc exact același mix de emoții. E un alt moment în care m-am simțit absolut identic și la fel ca cel de acum, dar eram cu un prieten sau cu o prietenă.
Apoi, în clasa a noua, am o altă traumă, o altă întâmplare, în care m-am simțit la fel de rău și am gândit aceleași lucruri, dar pur și simplu eram cu primul meu prieten. Și înainte acestui moment, culmea, întâlnesc o întâmplare în care eram în clasa 1 sau poate la grădiniță și în care personajele celelalte în afara mea sunt fie educatoarea de la grădiniță, fie unul dintre părinți, dintre aparținători. Pentru că în toate aceste întâmplări contează convingerea. Și dacă convingerea mea este, nu pot să am încredere în oameni, oamenii sunt răi, te pedepsesc și își bat joc de tine, tu ai atras în realitatea ta un soț, o soție, care să nu-ți încalce acest program. Ori tu asta ai decis-o prima dată, imaginați-vă o întâmplare de genul la grădiniță, trebuia să spun o poezie pentru serbare, m-am blocat, am avut emoții, n-am știut să o spun, m-a certat educatoarea, m-a certat mama, copiii au râs de mine, mi s-a părut că nu pot să am încredere nici în mama mea, pentru că și ea m-a certat, copiii râd de mine, deci ceilalți oameni își fac joc și râd de tine. Ăla este primul moment în care eu am decis lucrul ăsta, la grădiniță. Și n-are absolut nicio legătură cu soțul sau cu soția pe care am în aici acum. Și e fascinant că în momentul în care tu eliberezi toate aceste traume și numai prin eliberarea traumelor ai eliberat aceste convingeri, se îmbunătățește relația. Sau dacă e ca acea relație să-și găsească o altă rezolvare, acest lucru se întâmplă fără emoții negative, fără discuții, fără certuri, fără scandaluri, fără divorțuri urâte, ci pur și simplu fiecare își vede de viața lui în continuare, fără ca aceste drame să se repete în realitatea mea. Am o întrebare foarte interesantă. Am amintiri foarte puține. Mă pot ajuta de EFT să-mi amintesc aspecte traumatizante din copilărie? După care vine cu o completare. Este important în vindecare, eliberare, să-mi amintesc conflictul, întâmplarea sau este suficient să practic tehnicile EFT? E așa mai completă întrebarea și de aceea am zis să... Tehnicile EFT au nevoie să fie cunoscute. Cei care știu tehnicile EFT și nu numai ceea ce se popularizează la rețete sau se dau pe site-uri, știu că este obligatoriu să ajung să eliberez acele întâmplări specifice din viața mea. Marea majoritate a oamenilor nu au un acces foarte facil la acele întâmplări din copilărie, pentru că puțini dintre noi, cu adevărat, suntem zen. Puțini suntem în echilibru sau armonie emoțională, ca să ne exprimăm așa. Subconștientul meu nu servește alte traume când eu nu reușesc să-mi gestionez starea de prezent. Suntem atât de inteligenți făcuți, ne-a creat Doamne, Doamne, atât de bine, încât nu vine să pluseze, după ce că eu sunt cocoșat de traumele pe care le trăiesc în acum și aici, nu mai am cum să susțin partea asta emoțională și să mă duc și să-mi amintesc nu știu ce alte traume din copilăria mea care m-ar copleși de tot. Și atunci, pe măsură ce persoana lucrează la echilibrarea prezentului, se deschide acel subconștient și aduce afară acele amintiri. Ca să dau un exemplu foarte scurt, lucram în urmă cu câțiva ani cu cineva care locuiește în străinătate, era de fapt chiar un olandez care se mutase în Germania și avea o viață disfuncțională din toate punctele de vedere, avea nenumărate fobii, alergii, una dintre fobii era cea de metrou și nu putea să ajungă ușor la servici, nu-i plăcea, ura munca pe care o făcea, n-avea o prietenă. Primele 17 sesiuni le-am făcut doar pe prezent. Când sunt atât de multe disfuncționale în prezent, omul are nevoie să fie ajutat să iasă din această stare de luptă sau fugire despre care vorbeam puțin mai devreme. Dar după acele 17 sesiuni, au început să sară amintirile, de unde la început nu și-a amintea absolut nimic înaintea vârstei de 17 ani, nici măcar o amintire. Da? Au început să sară amintirile ca ciupercile după ploaie, ca floricele de popcorn. Multe, foarte multe. De-abia pretindeam să scriu, sesiunile erau și în engleză și era amuzant că scriam ori engleză acolo, orice, ca să pot să scriu mai repede și să nu uităm ceva. Ce se întâmplase de fapt? A avut o copilărie disfuncțională și a fost abuzat non-stop în perioada copilăriei. Ambii părinți erau alcoolici, iar el a trăit momente în care s-a dus la culcare nemâncat nu o zi, nu două, ci zile în șir. Da? Deci ăsta e motivul pentru care subconștientul nostru, în înțelepciunea lui, închide, îngheață
aceste traume. N-am putea să mai trăim mai departe dacă am rămâne cu ele deschise și active. Este practic un fel de mecanism de apărare, să înțeleg. E un mecanism neurobiologic care se întâmplă tuturor. Gândiți-vă că sunt momente în care am trecut printr-un accident sau pur și simplu m-am răsturnat cu bicicleta, dar eu nu mi-aduc aminte de când mi s-a ridicat fundul de pe șaua bicicletei și că m-am rostogolit de 3 ori prin aer și am căzut și am dat cu capul de asfalt. E înghețat, nu mi-aduc aminte. Doar m-am trezit și după ce m-am trezit am început să am dureri. Este un mecanism automat de protecție pe care îl avem cu toții. Da, de altfel care ne ajută să facem față probabil și să nu înrăm razna, să nu ne dea shutdown, ca să zic așa. Absolut, este esențial și e de respectat acest lucru. Iar eu, cu aceste metode, reușești să deschizi persoanele dintr-o zonă de confort. Asta este alt lucru magic pe care eu l-am înțeles în momentul în care am aflat despre aceste tehnici și asta m-a făcut să zic, wow, există așa ceva. Pur și simplu sunt tehnici care îți permit să nu povestești traumele. Nu te mai retraumatizezi povestindu-le, pentru că aminte de fiecare dată... Asta mi se pare, apropo de ce spuneam Iulia, cred că o chema, sau Iuliana, faptul dacă trebuie neapărat să-ți reamintești ceea ce ai trăit, traumele, practic. E super, adică în momentul în care nu necesită să te duci acolo să retrăiești oarecum acele traume sau să ți le reamintești... Poți aminti dintr-o zonă de confort. Asta este uluitor. Ca și un film la care te uiți, dar realizezi că tu nu ești în acel film. Și mai mult decât atât, poți să schimbi regia acelui film. Ceea ce este alt lucru magic dat de ceea ce utilizăm în Matrix Reimprinting. Amintirile nu rămân depozitate, nu știu câte știți despre toate aceste lucruri, în interiorul capului nostru. Zona hipocampului este cea care face legătura cu tot mixul acesta de emoții pe care le-am trăit și cu amintirile de lungă durată. Dar ele nu rămân acolo. Știi că s-au făcut transplanturi de inimă sau de rinichi? Unor persoane, iar persoanele au început să aibă poftele, obiceiurile, exact, și impulsurile persoanelor de la care s-a transplantat acel organ. Și e magic, pentru că așa s-au putut găsi foarte multe explicații, așa au ajuns persoanele să-și cunoască familia donatorului, să realizeze de ce aveau anumite pofte care ei nu se intersectaseră niciodată în viața lor. Iar într-una dintre situații, dacă îmi amintesc corect, o fetiță a găsit chiar criminalul donatoarei ei, pentru că prin vis i s-a arătat cu lux de amănunte cum arăta persoana respectivă și la poliție, în momentul în care a spus acest lucru, a fost prins. Deci e wow. Chiar dacă credem, chiar dacă nu credem, nu înseamnă că lucrurile nu se întâmplă. Cam așa. Da. Uite, mă întreabă Elena, cum scăpăm de frică și furie? Păi asta este una din primele tehnici care se învață la curs. Cum să lucrăm pe emoții. Da? Și în primul rând, esențial este să mă deschid să accept că le am. Și aici intervine o chestie foarte drăguță. Nici nu ai idee cu câte oameni lucrez la început sau la începuturile lucrului cu tehnicile, care vin și spun, nu, mă enervează puțin, dar eu simt, pentru că simțurile s-au ascuțit în această experiență de viață de atâția ani și știu sigur că acolo numai că nu este enervare, ci este mânie pură. Mânia este buvnire, răbuvnire de furie, adică e atât de intensă, știi, când ai arunca pumnale cu ochii, știi? Privirea aia. E foarte greu și pare sub demnitatea mea umană să accept că am o asemenea emoție. Mi-e foarte greu să mă deschid să accept că am dispreț, că am scârbă de o persoană, că sunt dezgustată de ea, că sunt indignată, revoltată, că sunt în ură față de o situație sau o persoană. Ăsta este unul din lucrurile prioritare, să mă deschid, să caut să mă înțeleg că în fiecare ființă umană de pe această planetă sunt disponibile toate aceste emoții. Nu există persoane care să nu fie însuflețit vreodată în realitatea lor disprețul sau revolta. Nu există, pentru că noi le învățăm prin observarea aparținătorilor încă de cât suntem mici.
este sistemul ăsta dat de simțurile pe care noi le avem și care nu sunt doar cele cinci. Ok. Cred că ar fi momentul să lămurim un picut cu privire la partea de tehnicile de eliberare emoțională, pentru că majoritatea raportează doar la acele tapotări și mă întreabă aici cineva care este tehnica de bază EFT pe care ne-a să o practicați, o tehnică panacea universală. La primul curs de nivel 1-2 sunt șapte tehnici pe care le predau, șapte. La cursul de nivel 3 sunt alte 5 și tehnica de vârf Matrix Reimprinting. Deci nu există o tehnică. Ce vedeți voi acolo ca panaceu universal este o rețetă, dar care n-are cum să funcționeze. Și vă explic și de ce nu funcționează. Noi suntem unici. Tu, Alexandra, ai trăit în familia ta cu experiențele tale de viață, cu istoria ta, cultura ta, cu educația ta, cu prietenii tăi, cu colegii tăi de la școală, care au fost întotdeauna diferiți de ai mei. Chiar dacă sunt două surori gemene crescute în aceeași familie, ele pot să se dezvolte în mod diferit prin percepțiile pe care ei le au. Deși crescute în același loc, de aceiași părinți, mâncând de aceleași lucruri, mergând la aceeași școală, stând în aceeași bancă, pentru una lucrurile care păreau firești, pentru cealaltă erau deranjante, da? Sau se simțea dezamăgită de ce îi se întâmpla și de ce trăia, pentru că percepția noastră e diferită și adevărurile care rulează subconștient sunt de asemenea diferite. Și atunci ceea ce iar este magic cu aceste tehnici este că ele se pot personaliza. Nu putem merge după rețete pentru că n-avem cum. Tu simți furia într-un fel, eu o simt în alt fel. Furia ta are o culoare, a mea are alta. Eu o simt într-o anumită zonă a corpului, tu o simți în alta. Suntem diferiți, iar ceea ce a generat această furie a mea e diferit de ceea ce a generat furia ta. Da, probabil mulți dintre cei prezenți și mulți dintre noi altfel, până să cunosc și eu EFT-ul, vedeam acele filmulețe pe internet în care tapotai într-un fel anume și de acolo probabil s-a creat această falsă impresie că e doar tapotare și atât. Dacă cunosc punctele, mi este suficient pentru orice emoție. E, din ce știu, doar un prim pas tapotarea. Da, este doar un prim pas și este, deci, secvențele acelea în care sunt arătate punctele, evident că pe puncte se lucrează, ne atingem ușor și foarte ușor corpul în zona capetelor de meridian folosite de acupunctura chineză, pentru că avem în spate, Alexandra, sunt peste 150 de studii publicate în jurnale medicale din străinătate, având atât de mare vechime această tehnică, are și parte științifică pe măsură. Una dintre colegele mele din Australia a publicat acum o carte, nu este încă tradusă la noi în limba română, The Science Behind Tapping, știința din spatele tapotării. Apropo că întreba cineva de cărți. Deci dacă există în acest moment, cu mâna pe inimă spun asta, ceva care să te ajute să crești, să îmbunătățești sistemul imunitar, da? Să scazi nivelul de cortizol între 28 și 46%, care este hormonul stresului, care știi că poate ajunge să schimbe genetic 76 de gene în 20 de minute. Te deschide să vezi despre ce e vorba. Exact asta face EFT-ul. Da? Mă scoate din starea de luptă sau fugi, îmbunătățește sistemul corpului de apărare în fața oricărei boli și oricărei disfuncționalități, schimb lucruri la nivel genetic pentru că este atât de profund și lucrează inclusiv pe acele traume preconștiente, ceea ce e magic. Plus, comparativ cu una dintre cele mai eficiente tehnici din psihologie, în urma studiilor știi că s-a demonstrat că terapia cognitiv-comportamentală este cea mai eficientă ca tehnică folosită în psihologie, gândește-te că prin această terapie tu ai nevoie de 18 sesiuni ca să aduci o îmbunătățire într-o situație, iar cu EFT-ul, și vorbesc de EFT-ul făcut de persoanele care știu să-l facă, ai nevoie de 6 sesiuni. Deci este infernal de rapid ca și reacție pe care o poți obține. Gândește-te că în afară este recomandată de cei de la Nice ca tehnică pentru susținerea veteranilor de război care au PTSD, sindromul stresului post-traumatic, ceea ce mie mi se pare wow.
Da, sunt deja, știu că în străinătate au mers deja mult mai departe cu tehnicile de eliberare emoțională și la noi, nu, tot timpul ajunge un picuț mai greu, dar uite, datorită ție putem și noi să ne bucurăm de aceste informații și să avem aceste tehnici la îndemână. Mai am eu aici care sunt emoțiile care ne împiedică să avem o relație armonioasă de iubire cu corpul nostru. Hai să înțelegem acum că noi nu suntem așa, avem câte o emoție pe rând. Auzeam pe cineva cu ceva vreme în urmă, cum să scap de furia din viața mea și să tapotăm pe furia așa în manieră generală. Dragilor, furia asta este susținută de un mix de întâmplări din viața mea în care am fost din nou și din nou furioși. Iar ea în spate e susținută de niște convingeri. Ca de exemplu, oamenii sunt răi, deci eu trebuie să fiu furios și să mă lupt cu ei ca să-mi reușească lucruri. Viața e o luptă, da? Asta iar o convingere limitativă, deci am nevoie să mă lupt cu toți și cu toate, cu oameni, cu situații. Nu poți să ai încredere pentru că te pot trăda și din trădare, vă dați seama ce intensități de furie pot să însuflețesc în realitatea mea. Deci nu sugerez să se lucreze așa pe emoție. Și ce te înfurie cel mai tare? În ce domeniu din viața ta se manifestă cel mai tare furia astăzi? De acolo ai nevoie să pleci ca să găsești o stradă potrivită și să găsești acele convingeri care susțin furia. Ești cumva îndreptățit să fii furios. Aici am încă o remarcă personală, tot din experiență. Sunt foarte mulți oameni care au confundat determinarea de a răzbi, de a face ceva, cu am nevoie de furie ca să demonstrez și să vă arăt eu vouă că pot. Ori asta merge, dacă vrei, cumva mână în mână cu stima de sine. Stima mea de sine e ridicată în momentul în care eu m-am luptat cu toți și cu toate și v-am arătat și am demonstrat că pot. În momentul în care succesul nu mai este la purtător, stima de sine s-a dus în cap. Și atunci cheia este compasiunea și autocompasiunea. Să mă înțeleg că această furie este susținută de niște experiențe în care am suferit și am avut nevoie să fiu furioasă ca să le depășesc. Să mă înțeleg că nu știam să aleg altă cale în acele momente din viața mea și să mă deschid spre un parcurs în care să vindec acele rând și să eliberez acea furie. Da, după cum observați, chiar dacă emoțiile sunt universale, sunt trăite particular, ca să zicem așa. Adică fiecare în funcție de experiența sa. Vedeți că de multe ori probabil avem impresia că dacă avem două mâini, două picioare, un cap și, nu știu, arătăm la fel, fizic, așa că avem, trăim într-un corp, avem impresia că toți avem aceeași realitate. Eu am întâlnit și eu de-a lungul consultațiilor foarte mulți oameni care cumva, dar cum nu așa gândește toată lumea sau nu așa se face? Zic, nu, dacă tu ai trăit sau ai simțit într-un fel anume, nu înseamnă că cu toții am făcut-o la fel, dar este o falsă iluzie pe care o trăim oarecum inconștient, până la un punct cel puțin. Alexandra, aș mai adăuga ceva important acum. Sunt și, știi, noi două știm, cunoaștem lucrurile astea. Acum avem acces la multă informație, la rapiditatea răspândirii informației, pun mâna pe o carte, o citesc, o iau drept Tatăl nostru, iau adevărat tot ceea ce scrie acolo și poate cartea aia pe o scară a nivelului de conștiință nu calibrează atât de sus. Din experiența mea nu există să am o singură emoție. Suntem atât de complexi încât noi putem trăi un mix de emoții simultan. Da? Și ca să dăm un exemplu pentru toată lumea, gândiți-vă la o situație în care un elev este scos la tablă, îi se pune o întrebare, nu știe să răspundă la ea, copiii toți din clasă râd de persoana respectivă, profesorul o ceartă sau îl ceartă pe copilul respectiv și el trăiește în continuare emoții. În toată această întâmplare, care n-a durat mai mult de un minut sau două, copilul a fost șocat, a fost în panică, a fost disperat că nu găsea răspunsul la întrebare, da? A fost, cum să spun, s-a simțit vinovat că nu știa să dea răspunsul, copiii au râs, a fost umilit, super dezamăgit de remarca pe care a făcut-o profesorul și foarte trist la sfârșit. Este un mix de 7 emoții cu care s-a conflictat puiul ăla de om și ăla a fost momentul în care el a gândit, sunt un prost, merit pedeapsă. Da? Și uite că acel sunt un prost, merit pedeapsă, poate să te urmărească în viață întreagă, deși acest moment a fost când erai în clasa 1. Cam așa funcționăm. Și atunci avem nevoie să ne deschidem, să ne vedem ca un...
un corp care se aliniază în această viață, inclusiv la, ca nivel de vibrație, cu ceea ce însuflețește, chiar dacă noi nu suntem conștienți întotdeauna de ceea ce se află ca program în subconștient. Ideea este să caut să trăiesc mai mult în prezent, să devin conștient de ceea ce îmi gândește maimuțica, de ceea ce se întâmplă în mintea mea și să găsesc soluții ca să ajung să elibereze acele programe. Da, vedeți, într-adevăr, complexitatea omului, dar este absolut normal. Important este să rețineți de aici că rețetele nu funcționează. Adică, știți cum e, ca la loto. Există ceva șanse. Dacă la loto, exact cum există șansele la loto, cam așa există. Da, dar dacă funcționează, Alexandra, ca oamenii să înțeleagă. Eu pot să tapotez pe niște puncte, să repet niște fraze care nu mă reprezintă și nu sunt ale mele, iar eu am nevoie să mă reprezinte și subliniez că e important să fie ale mele, conform simțurilor mele, dar nu ajung la cauză. Eu voi rămâne într-un veșnic prezent făcând acea rețetă și aici e amuzant. Vorbeam cu o amică cu care nu mă văzusem 2 ani de zile, e dintr-o altă localitate, nu e din cea în care stau eu, ne vedem destul de rar, și care 2 ani de zile mi-a fluturat în față, uite așa, un team de rețete de EFT și m-am luat cu mâinile de cap. Pentru că, evident că am întrebat-o, măi, dar câte întâmplări, câte traume, câte convingeri ai dat jos? Nu, păi eu nu știu, eu am lucrat pe astea. Este doar un continuu prezent perpetuum mobile și ai nevoie să faci în fiecare zi pentru stimă de sine, să lucrezi o rețetă, dar fără să dai afară programul care spune nu sunt destul de bun, sunt un fraier, nu sunt destul de inteligent sau ce știu eu ce alte convingeri limitative sunt acolo. Aici poate ar trebui să punctăm faptul că într-adevăr putem în anumite momente când avem o durere sau când avem o supărare să folosim tehnicile EFT pentru a ne trece durerea sau pentru a ne simți mai bine în momentul respectiv, dar asta într-adevăr nu înseamnă că am rezolvat cauza. E magic când dai o durere de 10 jos în câteva minute. Și magia asta am trăit-o de nenumărate ori și știți ce mă bucură? La curs oamenii care tapotează, de exemplu, pe o migrenă, pe care în mod normal o au câte 4-5 zile la rând, dispare în 20 de minute și le citești nedumerirea pe echip și șocul ăla că unde a dispărut, că stai că pe mine mă ținea 4 zile, tu nu înțelegi unde s-a dus durerea. Revoltați cumva. Aia e tehnica pe care o folosim pentru durere. Da, uite, mai întreabă cineva, cum putem identifica emoțiile negative care ne fac să tot repetăm anumite comportamente nocive de-a lungul vieții? Și putem evita aceste comportamente? Vă mulțumesc, Anca ne întreabă. Deci, noi plecăm în EFT invers. Ce te-a deranjat ultima dată cel mai mult? Și acolo vei da peste o întâmplare specifică. În cadrul acelei întâmplări specifice, tu ai trăit un mix de emoții. Cum spuneam, adineau niciodată nu e una, două, trei. Întotdeauna sunt mai multe. În cadrul oricărei întâmplări care sună a experiență negativă sau traumă sau amintire dureroasă, luați-o cum vreți, acolo însuflețesc un mix de întâmplări. Iar în acele momente din cadrul acelei întâmplări, eu am deja o convingere care rulează. Mergând așa în urmă, pot găsi celelalte situații din viața mea în care m-am simțit la fel, pentru că ea ne spune că deja este un tipar, e un pattern acolo, mi se întâmplă din nou și din nou. Iar ca tu să eliberezi acea convingere, ai nevoie să găsești câteva din aceste întâmplări să le eliberezi, să lucrezi specific pe fiecare dintre ele. Și nu se mai, realitatea nu îți mai aduce o situație asemănătoare în viața ta. Asta este un alt lucru care mie mi se pare fascinant cu aceste tehnici. În momentul în care eu am dat jos o convingere, nu mă mai întâlnesc cu situațiile care au generat aceste stări. Pur și simplu nu le mai am. Oamenii își vor bate joc de mine câtă vreme eu consider că oamenii își bat joc de tine. Când eu m-am dus în acele întâmplări în care oamenii și-au bătut joc de mine și am dat toate emoțiile pe care le-am însuflețit și practic am eliberat convingerea, ea este zero pentru mine în aici și acum, eu nu o să mă mai întâlnesc cu oameni care să-mi apese butonul ăsta și să consider că își bat joc de mine. Viața este invers decât noi ne așteptăm. Noi credem că avem dreptate să credem că lumea este nedreaptă și că oamenii sunt răi, pentru că, domne, tu nu înțelegi, eu am întâlnit N întâmplări în viața mea în care am fost nedreptățit și N situații în care oamenii au fost răi cu mine. Asta e realitatea. Dragilor, asta e realitatea unei persoane sau a mai multor persoane, dar nu e realitatea tuturor. În momentul în care
tu eliberezi acele convingeri, tu vei întâlni oameni care să nu-și mai bată joc și care să nu se mai poarte cu răutate cu tine. Și atunci se schimbă, practic, ceea ce trăiești tu. Atragi alte situații și alt gen de persoane, alt gen de oameni în viața ta. Da, este foarte important să înțelegem acest lucru. Mai spune Mariana, poate o emoție să determine apariția unor pete roșii pe piept și pe gât și cum se poate scăpa de asta? Da, poate o emoție, dar ca să fim corecți din nou, e bine să spun că este un mix de emoții acolo. La nivelul corpului, tot ce apare ca inflamație, ca roșață și tot ce apare în general la nivelul corpului ca edem, ca umflătură, cu durere, acolo în spate este mix din familia furiei, familia disprețului, familia, acolo o să întâlnesc și vină, deci sunt mai multe emoții. Și am nevoie să lucrez specific pe fiecare dintre ele. Adică o persoană poate să nu aibă mânie în spate, dar putem găsi furie, frustrare, enervare, indignare, revoltă. Înțelegi? Ca să enumăr doar câteva din aceste emoții. Invariabil, din experiența mea de viață, de lucru cu oamenii de până în acest moment, când corpul meu începe să sufere, chiar dacă este doar un deget tăiat, că mi l-am tăiat, că eu mi l-am tăiat cu cuțitul mâna dreaptă, am dat fix peste deștul ăsta, da? Peste degetul meu. Fie că mi-am strântit o gleznă, fie, adică nu mă refer neapărat la boli, da? Și la afecțiunile care pot să intervină, ceea ce noi denumim accidente în viața noastră de zi cu zi, acolo invariabil o să-mi apară ca emoții din familia furiei sau a disprețului, de multe ori și a dezgustului, și invariabil vină, pentru că eu la un anumit nivel consider că sunt vinovat și merit pedeapsa. Atunci îngădui corpului meu să se îmbolnăvească. N-a existat boală cu etichetă gravă cu care să lucrez și care să nu aibă tone de cantități din aceste familii de emoții. Și atunci am nevoie să le descoper pe toate și să eliberez toate traumele în care ele au fost însuflețite ca mix de emoții. Da. Corpul, gândiți-vă, pielea, gândiți-vă că este primul organ care interacționează între mine și lume. Da? E primul organ de apărare. Când la nivelul acestui organ se întâmplă lucruri, este clar că eu am convingeri disfuncționale în legătură cu ceilalți. Da? Cu oamenii. Contactul meu cu lumea, practic, un fel de a spune. Da. Da. Apropo, o situație, ca să dau un exemplu concret, da? Am întâlnit o situație cu cineva care avea o boală de piele, nu o să o denumesc, și în momentul în care am plecat să lucrăm pe afecțiunea ei de piele, în spate erau convingeri limitative legate de relații. A avut relații disfuncționale în viața ei, în permanență a fost trădată și abandonată de toți prietenii pe care i-a avut. Întâmplarea face ca prima, cum să spun, prima amintire inițial inconștientă, apoi conștientă, era de la 3 ani, când tata a părăsit-o pe mama ei, iar ea a rămas în grija bunicii și a mamei, care tot timpul din acel moment, de la vârsta ei de 3 ani, vorbeau despre bărbați ca despre niște nenorociți care te trădează, te abandonează și te lasă. Ea toată viața a experimentat chestia asta, încă din clasa 8-a, de când s-a ținut de mână cu primul prieten pe stradă, până la explozia acestei boli în organismul ei. Ceea ce e fascinant este că mergând din prezent la cauză, am reușit eliberând toate acele traume și convingeri ca starea ei de sănătate să se îmbunătățească și să-și găsească o relație de lungă durată. Este foarte bine că ne ajuți cu cazuistica, pentru că așa înțelege omul mai bine cam care este mecanismul din spate și că necesită discutat cumva și individual, dar cu toate acestea oamenii oricum pot să înțeleagă deja, conștientizările le pot face și dintr-o discuție de genul acesta pe care noi o avem. Și apropo de asta, mă întreabă Anda, cum putem să ne descoperim credințele limitative? Că menționase ea din aur de credințele limitative. Da, păi, tocmai sunt în cadrul acelor întâmplări, amintiri dureroase, întâmplări specifice din viața noastră și am nevoie să fie ceva specific în care m-am simțit cel mai deranjat, cel mai nefericit, cel mai, adică am avut un mix de emoții intens acolo, eu am gândit ceva. Și numai dacă îți pui o banală întrebare, bun, acum 3 săptămâni, când m-am certat de am crezut că strâng pe cineva de gât într-o anumită conjunctură,
ce am decis eu despre mine când m-am înfuriat, când eram eu în furia și disprețul la maxim? Păi am decis că sunt neputincioasă. Eu. Că nu pot să fac nimic. De-aia m-am și înfuriat atât de tare. Și pe urmă, ce am mai decis în situația respectivă? Am decis că nu pot să am încredere în nimeni, pentru că în acea întâmplare era implicată cea mai bună prietena mea, da? Căreia i-am spus un lucru și ea l-a dat mai departe și atunci convingerea de la pachet este: sunt neputincioasă, nu pot să am încredere în nimeni. Asta este ceea ce m-a deranjat cel mai tare în cadrul acelei întâmplări. Asta este convingerea pe care am nevoie să o găsesc până la capăt, adică să ajung la cauză, ceea ce noi denumim în Matrix acel core issue. Este primul moment în viața noastră, conștient sau inconștient, în care am decis că nu pot să fac nimic și că nu pot să am încredere în nimeni. Da, practic putem rezolva pe moment, dar ca o credință limitativă să dispară, trebuie mers până acolo unde a apărut, practic. Exact. Acum sunt foarte multe metode. Eu nu vreau să... Fiecare o alege pe cea cu care simte. Noi facem acest webinar în primul rând ca oamenii să mai descopere EFT-ul, pentru că, după cum spuneai, nu este foarte popularizat la noi în țară, cu toate că în afară are foarte mare succes și spuneai și știu și eu că sunt tot felul de studii. A fost folosit inclusiv pe post-traumatic stress, cum se spune, PTSD, și oamenii care au venit din război au fost ajutați cu tehnica EFT-ului pentru a trece de acele episoade de stres post-traumatic. Deci, chiar dacă noi scopul nostru este să, în primul rând, ca oamenii să descopere. Ulterior, metoda pe care ei o aleg, fiecare, bineînțeles, că aleg metoda pe care rezonează. Asta spun și eu, am fost curioasă să văd ce se găsește. N-am cum să vă ascund, acum 16 ani, o minte foarte luminată, care mi-era un prieten foarte drag, din păcate nu mai este dintre noi, m-a învățat testarea kineziologică și am avut această calitate, să spun, în a căuta, discerne, descoperi lucruri care să rezoneze foarte sus pe scara nivelului de conștiință. Sunt multe metode, dar sunt și foarte mulți, tot atât de mulți oameni păcăliți că au scăpat de o convingere doar pentru că au zis, în momentul ăsta am eliberat convingerea. E o păcăleală. Convingerea este reținută în interiorul corpului nostru, în mintea noastră, de acel moment traumatizant care este la fel de real astăzi ca și în 70 când m-am născut eu, ca și în 75 în care Oana mică era acolo și suferea, ca și în anii 80, adică nu pot să zic că nu mai e, o ignor și ea dispare. Câtă vreme sunt în prezent, da, funcționează, așa este. Nu mai țin cont de această convingere, când sunt cu adevărat în acum și aici. Dar știi și tu că studiile ne spun că noi din durata unei zile stăm 5% în prezent. 95% suntem pe subconștient și atunci acele programe disfuncționale rulează. Și mă mir de ce mi se întâmplă din nou. Păi... Mai ales când vin acele trigere, cum le mai spunem noi, știi cum exact, atunci se aruncă omul în față sau situația care cumva să testeze, hai să vedem dacă chiar această credință a dispărut. Știi? E așa un mic test care apare destul de repede. Stimulii sunt esențiali, mai ales că noi știm că ne aruncă instantaneu în ceea ce a trăit acel copil acum mulți ani. De aici și sentimentul de neputință. Crede-mă că, din experiență proprie, în toată perioada asta cu pandemia, oamenii care știu de acest parcurs și s-au deschis să lucreze pe ei în această perioadă și-au descoperit cele mai profunde și ascunse convingeri limitative. Da? Alea care țin de supraviețuire, alea care țin de putința sau neputința mea ca individ. Câtă vreme eu consider că viața poate să-ți spună numai lucruri dramatice oricând, că nu avem nicio putere, că avem nevoie să suferim ca să dobândim ceva, vom trăi această perioadă într-o manieră dramatică. Și foarte mulți au trăit-o într-o manieră dramatică. Dar sentimentul ăla de neputință copleșitor, știi de unde vine, Alexandra? Din prima etapă a vieții noastre. Toți copiii de până în 7 ani, în cazul traumelor pe care le trăiesc ei în gheață. Apropo de starea de luptă sau fugi, copiii se pot lupta cu părinții într-o situație tensionată? Nu. Nu poți să duci să te lupți cu părintele tău. Nici măcar nu poți să fugi, firar. N-ai cum să fugi din fața lui când te ceartă, când te pedesește, ci îngheți.
Și să știi că marea majoritate a oamenilor în această perioadă s-au simțit înghețați, neputincioși. Da, acum, într-adevăr, a fost o perioadă mai aparte. Ne întreabă cineva, Mariana, ne puteți recomanda ceva cărți despre această tehnică? Cărți ca descrierea tehnicii nu sunt. Nimeni nu-ți dă tehnicile din spatele EFT-ului în cărți. Deci nici publicate la noi în țară, nici publicate în străinătate. Dar există site-ul lui Kerry Gregg pe care se pot uita. Există cărți traduse în română despre EFT. Există o carte care mie îmi place foarte mult. Este scrisă de Nick Ordner, Terapia prin ciocănituri, unde vă faceți o idee despre ce se poate obține cu ajutorul tehnicilor de eliberare emoțională. Numai că și acolo este o privire superficială dată de un prim pas în a înțelege aceste tehnici, evident. Da, dar este un început pentru cei care vor cumva să descopere și poate încă au nevoie de a se documenta. Să nu creadă cumva că aia e. Da. Cu mențiunea că nu este totul acolo, dar este un punct de plecare, ca să spunem așa. Acum, eu nu vreau, cu toată falsa modestia, Alexandra, noi nu de asta am făcut această întâlnire, dar urmează un workshop în care se prezintă mai bine decât o putem face în acest interval. Da, chiar urma să spun că întreba cineva despre cursuri. Am pus și site-ul alexaevent.ro. Weekendul acesta, 23-24 mai, ne vedem online, bineînțeles, tot pe Zoom. Nu e curs. Nu este curs, este într-adevăr workshop, într-adevăr. Mulțumesc de rectificare. Este workshopul de 2 zile în care, pentru cei care vor să folosească, hai spune-ne tu, ce ne oferi în cele 2 zile, ca să fie de la sursă direct. În primul rând, ca să contrabalansăm ceea ce s-a întâmplat, avem nevoie să știu cum să mă ajut în prezent. Și atunci este, dacă vrei, o introducere în a obține starea de prezență cu exerciții corespunzătoare, astfel încât eu pot să fiu în deplină siguranță cu mine în acum și aici, cum să caut să mă deschid, să pun o intenție, pentru că însă și acea energie mă ajută să materializez alte lucruri mai bune în viața mea, cum să fac să schimb tipare disfuncționale din trecut și cum să fac să-mi schimb acele obișnuințe pe care le am de când mă știu, același mod în care mă trezesc, adorm, funcționez zi de zi în realitatea mea, obiceiurile, cum să ajung să le schimb. Vom vorbi despre testarea kineziologică, ceea ce mi se pare o unealtă esențială pentru ceea ce se întâmplă și trăim în ziua de astăzi. Și vom face o introducere, o zi întreagă în EFT și o primă întâlnire cu una dintre tehnicile EFT-ului, exact asta pentru emoții. E tot ceea ce pot să vă ofer. Din păcate, nu avem încă aprobare de la Academia lui Carl Dawson de a face cursurile online. Cu regret, dar și cu părere de bine, eu spun că aceste cursuri au nevoie de practică. Și dacă eu nu pot să te văd pe tine, dacă nu pot să te ating, dacă nu pot să lucrez în fața ta, să simt emoțiile tale, este un lucru puțin mai dificil de făcut online. Pentru că am nevoie să lucrez pe perechi. Teoria, știți cum e teorie, dar dacă ea nu vine dublată de practică, de acele momente de wow, în care oamenii experimentează, cum adică am avut furie de 10 din aur și deja după 5 minute s-a dus la zero, ca ei să facă mai departe acasă, este ce necesită menționat este faptul că chiar dacă vom face online, aplicația Zoom ne permite ca oamenii să lucreze și vor fi și exerciții aplicative, ceea ce e minunat. Vor putea să experimenteze prima tehnică din EFT pe grupuri, doi câte doi vor lucra, avem breakout room sau cum se numesc, lucru foarte mișto, ce ne ajută. Nu le fie teamă că n-au nevoie să-și povestească viața, n-au nevoie să povestească despre ei, nu trebuie să deșerți sufletul în fața celuilalt. Se lucrează specific cu anumite metode pe care vi le voi da și atunci mi se pare esențial să ne deschidem, să înțelegem aceste lucruri. Așa este. Să știi că te aud un picuț cam slab, ceva undeva microfonul. Ok. Bun. În ceea ce privește cursurile face-to-face,
Deocamdată nu știm să spunem exact, pentru că încă, uite, următoarele 30 de zile cu siguranță nu vom avea voie să ținem cursuri în sălile de curs. Inclusiv ANC-ul până pe 15 iunie, cursurile chiar cele autorizate de ANC de calificări și specializări se țin în mare parte online, mai puțin cele de calificări, cred că doar cele de specializări se pot ține online. Dar ideea este că nu ne permite încă, în momentul în care vom putea să ținem din nou cursurile în sălile de curs, vă dați seama că noi abia așteptăm. Adică și chiar vorbeam zilele trecute cu Ana că ne este dor. Mi-e dor de numai cum e dor. Asta mie e. Mie îmi spui. Deci vom posta pe alexaevent.ro, vom pune și pe site-ul Anei în momentul în care știm. Hai, păi nu dăm noi de veste, nici nu se pune problema. Uite, mă mai întreabă cineva aici ca să mai... Și lasă-mă să spun că primul o să fie la Brașov, că am promis. Păi cum, nu sunt eu aici aproape de tine? Cum să nu vii la Brașov? Tot timpul trebuie să încep cu Brașovul, dacă eu sunt la Brașov. Dar să știi că, uite, pentru cei care sunt în străinătate, varianta online, chiar și a workshop-ului din acest weekend, unde îi așteptăm cu drag dacă se decid să participe, este o variantă foarte bună. În aceste două luni, un avantaj, în toate există, e unul dintre avantaje, faptul că cei care sunt în afară și totuși nu au reușit să ajungă în țară pentru anumite cursuri, uite, acum pot să o fac online, ceea ce iarăși e super fain. Și chiar ar fi bine să păstrăm și varianta aceasta de online, pentru cei care nu reușesc să ajungă. Pentru workshop-uri, Alexandra, mi se pare chiar că binecuvântarea asta să ne putem vedea atât de mulți de peste mări și țări, oamenii nu sunt nevoiți să se deplaseze și mie mi se pare magie curată și vreau să-ți spun un pic din feedback-ul oamenilor care au venit la curs și pe urmă au venit la workshop și au rămas profund impresionați de multitudinea de informații care i-au ajutat, evident, în cadrul acestui workshop. Adică da, este o experiență ce necesită încercată. Uite, mai vorbim așa pe final de workshop, pentru că mai am câteva întrebări și uite, deja este de 8 și un sfert. Am aici o mică poveste. Alexandra îmi spune așa, personal îmi amintesc că de copil am avut anumite temeri, cele mai mari dintre ele fiind teama de singurătate și teama de cancer. Decesul bunicii mele a avut impact asupra fricii de cancer, însă a declanșat o frică de nestăpânit în mine odată cu descoperirea unui fibroadenom cu aspect de lipom la sânul stâng la un control de rutină. În teorie, acest diagnostic nu este unul periculos și este aparent ceva des întâlnit la femeile tinere, cauzat fiind de posibile dereglări hormonale. Medicii spun că acestea nu dispare de la sine. Din păcate, teama de care sufăr, că poate într-o zi să se transforme în ceva mai grav, mă stăpânește și nu reușesc să mă controlez. De asemenea, ea spune aici că am încercat și tehnicile de EFT, însă mă calmează pe moment, nu reușesc să-mi dau seama de unde pornesc toate aceste temeri și care ar fi cauza unui astfel de rezultat medical. Adică ideea este că am citit mai mult pentru că ne-a explicat ea cadru, dar zicea că a folosit tehnicile. Este exact ce am spus eu. Aș ruga-o pe Alexandra să ne scrie cum anume a folosit tehnicile pentru a ști mai bine. Dacă ești practician și ai folosit tehnicile în asemenea situații și nu te-ai descurcat singură, ai nevoie de altcineva care să te ajute și să-ți fie oglindă în această căutare a ta. Pentru că de multe ori ne putem, cum să spun, păcăli, avem mecanisme de apărare atât de intense, m-am învățat să reprim, să dau la spate sau mi-e pur și simplu frică de frică, încât nu mă pot deschide să ajung la cauza problemei cu care mă confrunt. Și atunci am nevoie de cineva care să știe cum să mă deschidă și să folosească acele tehnici blânde pe care noi le avem disponibile în cadrul EFT-ului și a Matrix Reprinting-ului. Tehnici blânde care să mă ajute să nu sufăr, să mă ajute să reîntregesc o amintire chiar dacă eu am un flash, să mă ajute să merg din zona de confort sau, efectiv, cum îți spuneam mai devreme, să mă ajute să lucrez pe o traumă chiar dacă eu nu povestesc. Deci, a încerca EFT-ul după rețetă n-are cum să fie eficient în asemenea situație. Oana, să te rog, îmi spune cineva că te auzi mai încet, dacă poți să te apropii de microfon. Alex, păi nu, că te-ai auzit foarte bine până la un punct, dar de la un punct a scăzut foarte mult în intensitate. Îmi spune Alexandra cele de tapping. Deci e practic ce ai găsit pe internet, Alexandra, cu privire la EFT. Asta nu e EFT, tocmai asta spun. Da, zice că am căutat materiale pe internet. Practic acele mici rețete, ca să zicem așa.
asta este, ajung să lucrez în prezent, dar frica revine pentru că este de fapt un stimul care să mă ajute să eliberez acele traume din spate. Eu, ca să nu mă mai intersectez cu această frică, din nou și din nou am nevoie să ajung la cauză să eliberez convingerile din spate. Sper că am fost clară. Adică plec de la prezent, plec de la frica pe care o simt astăzi, dar am nevoie să mă duc pe strada asta până la primul moment din viața mea în care am asociat această frică în viața mea. Și acum mai e o nuanță pe care vreau să o puntez. Oamenii, tot privind ei prin prisma minții lor, a propriul lor sistem de valori, înțeleg lucrurile conștient și de multe ori trunchiat. Da? Vin oameni și zic, eu am frica de, pentru că am rana de abandon. Mă, hai să vedem noi ce e acolo. Adică de multe ori este explicația pe care mi-a dat-o mintea. Când ajung în acele întâmplări traumatizante, n-am nicio legătură cu abandonul. E ceea ce mi-am tot repetat eu în minte în ultimii ani sau am citit o carte și am zis, gata, acolo mă încadrez. Eu am nevoie să o găsesc autentic. În ce moment din viața mea am simțit acea frică, fără să-i pun frica de, rana de, știi? Pentru că de multe ori explicațiile raționale pe care eu mi le dau vin din ceea ce noi denumim raționalizare, care e un mecanism de apărare. E o fugă de a vedea exact ce se află acolo. Da. Ne mai roagă cineva la un moment dat să facem o tehnică acum. Poate cu altă ocazie, această sesiune, Nicoleta, este strict pentru întrebări și pentru a vă ajuta să descoperiți mai bine tehnicile de eliberare emoțională, dar și partea aceasta de emoții, să le înțelegeți mai ușor. Însă, mulțumim pentru... tehnici acum, ca să fie eficiente pentru toată lumea. Asta da. Ca să înțeleagă toți. Doar ca să mă fac că lucrăm pe o emoție, fără să o ducem până la capăt și fără să scoatem cauza, e un fel de hai să ne prefacem că facem, știi? Am nevoie să lucrez cu o persoană pe ce simte ea și să tapotăm toți ca lucru să fie cu adevărat eficient. Probabil că ați văzut și la Tapping Solution, se lucrează în față cu cineva de pe scenă, chiar dacă toată sala tapotează. Asta da, este, din ce știu, sala tapotează pentru că este energia grupului. Într-adevăr și ei au acea emoție poate undeva acolo în spate, dar mai mult pe lângă faptul că într-adevăr mai pot diminua emoția la ei, practic este energia grupului pentru a-l ajuta mai mult pe cel de pe scenă cumva. Ieși și Alexandru. Eu am văzut dependență care a dispărut când am făcut un exemplu cu altcineva în față la unul dintre cursuri și s-a tapotat în grup, da? Și dependența persoanei respective care se afla în sală și nu în fața mea, n-am lucrat specific cu ea, a dispărut. Deci există aceste beneficii care pot să apară atunci când tapotăm mai mult. Ok, bun. Zice Loredana, cea care m-a întrebat cu partea de maxilar ceva citisem adineauri, că stres mă pun sub tensiune, am aflat vești proaste care m-au șocat pe viață, mi s-a spus că îmi dau ochii peste cap când nu-mi vine, când nu-mi convine ceva sau când sunt nemulțumită. Era la un moment dat, dacă mai găsesc eu aici, ceva cu privire la disfagia craniomandibulară. Iubire, tu știi cum e, când persoanele sunt întrebate punctual și suspendă cumva neîncrederea și caută cu curiozitate în ei, răspunsul vine automat. Când ne răspunde subconștientul, e cel care ne conduce exact acolo unde avem noi nevoie să ajungem. Deci nu cred că a greșit cu nimic la cum simt eu, că acea traumă a generat ceea ce îi se întâmplă și atunci are nevoie să lucreze cu cineva sau să învețe să aplice acest tehnic. Da, să se poată. E foarte important de menționat, într-adevăr putem de la un punct să lucrăm și singuri, însă până acolo trebuie să vedem un picuț cam cum ne minte mintea. Și de aceea de multe ori este nevoie și lucru în echipă, mai ales că noi care suntem pe EFT știm foarte bine și facem parte din grupul de EFT, putem lucra noi între noi după tocmai ca și exercițiu. Noi avem un grup de 400 de persoane, care este un grup închis, unde oamenii lucrează non-stop, unde eu am făcut live-uri în toată această perioadă săptămânal și care se ajută reciproc. E ca și când eu lucrez cu tine, Alexandra, și tu lucrezi cu mine, fără bani sau fără parte financiară, tocmai ca să reușesc să câștig partea asta de experiență. Plus sunt practicieni avansați, deja și la noi în țară avem practicieni de 4 ani de zile care au anumită experiență și care se pot descurca în cadrul acestor gen de situații. Da?
pot face un parcurs cu persoana. Acum, ce este important? Eu lucrez cu aceste tehnici de 7 ani. Punctez, ca să se înțeleagă. Și acum lucrez cu cineva. Am prietena mea cea mai bună, mulți dintre voi poate m-ați văzut într-un live pe pagina mea Întâlnirile Oanei Sorescu, este psihiatru. Noi am făcut cursurile împreună și întotdeauna ne întâlnim să lucrez eu pe ea și ea pe mine. Tocmai din cauza a ceea ce spunea Alexandra, din cauza mecanismelor de apărare pe care le avem. Având în vedere că la valoarea și pregătirea noastră am trecut prin experiențe intense de viață, e clar că am avut și mecanisme de apărare de existențe pe măsură. Și atunci, în asemenea situație, e foarte util să lucrezi cu cineva care știe cum să dea la o parte posibilitatea ca tu să te păcălești. Da, plus că e chestia aceea de obiectivitate. Din afară, altfel se vede comparativ cum sunt eu cel care trăiește emoția. Iar când emoția este intensă, poate mai greu. Da, aici intervine rușinea foarte mult și de încrederea pe care o au oamenii în ei și în ceilalți. Eu am căutat cât de mult pot să stimuleze acest grup de pe Facebook și mă bucur că a început să-mi iasă, astfel încât ei să se deschidă să lucreze împreună. Pentru că de multe ori rămân în zona mea de confort, fiind un prea jenă, prea rușină să cer ajutor. Este un fel de vulnerabilitate prost înțeleasă. E un subiect pe care chiar vreau să-l dezbat joia asta pe Facebook, pentru că mi s-a ridicat la fileu în cadrul discuțiilor cu practicienii. Și mi se pare esențial să-mi dau seama că sunt momente în viața noastră în care am nevoie de altă persoană ca să fiu ajutată. Și este absolut normal. Și noi, la rândul nostru, avem nevoie de ajutor. Să mă deschid să accept această variantă. Pentru că altfel voi rămâne tot acolo. Mă voi învânti în același cerc, voi gândi aceleași lucruri, viața mea va arăta la fel și voi avea aceleași obișnuințe. Avem nevoie de alți oameni, pentru că, după părerea mea, viața asta nu e despre mine. Până la urmă trăim într-o societate, trăim cu oameni, suntem înconjurați de oameni, dar totuși, uite, vezi că unii simt că sunt singuri. Da. Oana îmi spune, pentru partea financiară aș avea o întrebare. Folosesc EFT din 2016. Dintotdeauna m-am descurcat și am făcut bani mai mult decât am nevoie. Totuși trăiesc îngrijorare, neliniște și o senzație de sărăcie zilnică. Se poate să nu fi identificat vreo convingere master pe care nu am lucrat-o sau poate fi altceva în spate? Cu siguranță, da. Acum, fără să intru în foarte multe amănunte, sunt foarte multe convingeri legate de aspectul financiar pe care noi le moștenim. Sunt așa numitele convingeri generaționale. Eu toată copilăria mea am auzit că nu e destul. Niciodată nu era destul. Da? Niciodată nu ne permiteam anumite lucruri. Ori ai nevoie să sapi un pic după acele convingeri astfel încât să fii sigur că le-ai găsit pe toate. Dacă câtă vreme starea de sărăcire este omniprezentă, așa cum ai spus, e clar că sunt nuanțe acolo care ți-au scăpat. Ai nevoie de altă privire mai proaspătă care să te ajute să faci un timp în care să eliberezi convingerile respective. Sunt foarte multe nuanțe care pot interveni la partea financiară. Toate credințele noastre despre bani, că nu ne ajung, că nu-s destui, că nu cresc în copaci, că banul e ocultul dracului, că dacă sunt spiritual trebuie să fiu sărac lipit pământului, că sunt foarte multe lucruri, că ăia care au bani sigur au furat, sigur i-au obținut prin... Convingeri limitative toate, de altfel unele chiar proverbe sau zicale, cum le spunem noi. Da, toate proverbele și zicătorile... Banii sunt ochii dracului și tot așa, da. Aibă această valoare. Dar mai contează ceva dacă este să ne îndreptăm un pic și spre partea asta, să spunem, spirituală puțin. Și de acolo pot veni convingeri care să mă facă să mă simt sărăcit. Atunci când eu mă simt rupt de tot de ceilalți, atunci când mă gândesc doar la mine ca individualitate, atunci când simt separarea, asta poate să ducă la separarea și de abundență. Da? Financiară, dar de fapt este o separare față de orice tip de altă abundență. Să se gândească un pic în zona asta. Super. Cătălina ne spune așa. Din perioada liceului mi s-a adus în vedere că îmi tremură capul și mâinile. Acum 10 ani am mers prin doctor și am fost diagnosticată cu tremurat esențial. Am făcut terapie Wing Wave, însă acest tremurat continuă nereușind să identific emoția care îmi trezește acest tremurat.
Cum se poate aplica tehnicile EFT pentru eliberarea acestei emoții care îmi trezește tremuratul? Specific că eu nu reușesc să simt când se activează tremuratul. Acum, ca și idee, dacă am putea să îi dai o direcție sau dacă EFT o poate ajuta? Da, există, cum spuneam, mai multe tehnici în spate. Plecăm întotdeauna de la ce simt față de asta. Am nevoie să dau jos, să dau la o parte rezistențele față de diagnostic în sine, am nevoie să lucrez pe momentul în care mi s-a dat acel diagnostic, am nevoie să lucrez pe perioada în care acest tremur a început în viața mea și pe traumele care au declanșat-o. Acest tremurat este o dorință de a evita ceva ce nu poate fi evitat, după părerea mea, ca generic vorbind, se întâmpla ceva în realitatea ei care ea ar fi vrut să fugă, dar nu putea să evite. Da, este foarte interesant că i s-a spus, adică este un lucru pe care ea nu l-a observat, ci cumva ceilalți au venit și au pus accentul pe acest... Ține exact de ceea ce discutam mai devreme. Emoțiile pun stăpânire pe corpul nostru în manieră automată și asta sub 200 de milisecunde. Eu nu sunt conștientă când ele au venit în realitatea mea și nu sunt conștientă nici când a început să se declanșeze acel tremurat. Aici, la ceea ce are ea, intră și ideea de tic. Un copil căruia se declanșează un tic e un copil care, de exemplu, a fost pus de părintele lui să facă lecții în sufragerie, televizorul merge, el vrea să se uite la televizor în manieră naturală, părintele stă în fața lui și țipă la el ca să nu se uite și atunci o să înceapă să aibă un tic cu privirea, pentru că el vrea să se uite, dar știe că nu e lăsat și începe să clipească din nou ca să nu-l vadă părintele că el trage cu ochiul la televizor. Și asta declanșează, întâmplarea asta în sine declanșează acel tic ce persoana poate să-l care după ea o viață întreagă. Ok, super. Mă întreabă Constanța, în ce mod vă dați seama că există o traumă din viața intrauterină? Căutând toate picioarele mesii. Deci asta se testează și persoana respectivă va ști că convingerea pe care am găsit-o mai are acolo o mică valoare. Chiar dacă ultima întâmplare la care am ajuns, se spune că avea 5 ani și de alta nu-și mai aduce aminte, sunt tot tehnicile din EFT, dar mai ales Matrix Imprinting, cu ajutorul cărora poți să găsești ceea ce a generat acea convingere, primul moment în care persoana respectivă a însuflețit-o. Iar în această perioadă de vârstă foarte, foarte mică, aș dori să subliniez ca lumea să nu înțeleagă greșit. Puii de om preiau convingerile și mixul de emoții al părintelui. Cred că tu ai văzut cu siguranță la cursurile mele filmul acela în care este redat un moment în care părinții se ceartă și e surprins fătul în uterul mamei care sare pur și simplu. Reacțiile filmate, da. El aude, el înmagazinează prin simțurile disponibile nouă tuturor oamenilor, deci dincolo de ceea ce eu gust, miros, pipăi, văd, da? Aud, există și acest simț al emoțiilor, a ceea ce gândesc în mintea mea și a ceea ce se simte din punct de vedere emoțional, inclusiv legătura, relația între mine și ceilalți oameni. Astea sunt celelalte simțuri pe care neurobiologia ne le pune deja la dispoziție. Nu avem doar cele 5, ci sunt cele 8. Și atunci, prin aceste simțuri, este înmagazinat și înregistrat acea întâmplare traumatizantă. Și știu exact că n-am fost dorită pentru că tata i-a spus mamei că ea nu vrea decât băiat. Dau un exemplu. Da? Da. Și atunci, eu m-am simțit toată viața nedorită. Ăsta e momentul care a declanșat când eu aveam câteva luni intrauterin. Am auzit discuția și am înregistrat groaza mamei, furia mamei, disprețul, ura pe care a simțit-o mama atunci față de tata pentru că ea își dorea fetiță sau ea își dorea să mă nasc și mă dorea foarte tare sau poate nu mă dorea pentru că a gândit că femeile suferă. Și atunci a fost și ea la rândul ei dezamăgită când m-am născut fetiță. Pentru că pentru ea, în sistemul ei de valori, femeia egal suferință. Am înțeles. Uite ce zboară timpul. Hai să mai luăm, că uite, mai sunt ceva întrebări. Mă întreabă aici, ce recomandați pentru varice pe picioare? Sau care ar fi cauza emoțională, întreabă la un moment dat, pentru aceste... Cauzele emoționale le găsiți în dicționarul tuturor afecțiunilor și bolilor al lui Jacques Martel. Mie ce mi se pare important este să plecați de acolo și să vedeți propria cauză.
Sunt foarte multe situații în care am plecat cu oameni care făcuseră metamedicină sau medicină germanică și știau exact, credeau că știu exact de unde li se trage afecțiunea, da? Inclusiv varicele ca și cauză. Și din păcate cauza era în cu totul altă parte. Deci am nevoie să o caut pe a mea personal. Înțelegeți ce zic? Ce simt față de asta? De unde mă duce? Ce mi-aduce aminte? Plecând de la acele explicații din marele dicționar. La circulația sângelui în corp, în general, în principiu, vorbim despre circulația liberă a bucuriei în viața noastră sau nu. Atunci când există încrâncenare, când există rigiditate, când există tensiune, multă presiune pe care chiar eu pot să-mi o pun, cam în asemenea situații apar varicele. Gândiți-vă că inima este considerată a fi sediul bucuriei, iar sângele este bucuria care circulă liberă prin corp. Când apar lucruri care o împiedică să circule liber, e clar că eu în viața mea, în ultima vreme, am trăit mai mult o stare de nefericire și nu una de fericire. Și astea au repercusiuni inclusiv asupra corpului fizic. Am pus pentru cei interesați un link cu Librisul pentru marile dicționari, cine vrea să și-l comande, și eu îl recomand cu drag, pentru că cumva ajutăm acest prim pas de conștientizare, de a vedea de unde pleacă acea durere. Până la urmă nu trebuie să se transforme în boală sau să fie ceva vizibil pe corp deja. O jenă, Alexandra. O jenă, exact. O jenă cât de mică vine de undeva. E magic cum poți să descoperi lucruri atunci când începi să te deschizi, să-ți asculți ceea ce dorește să-ți comunice propriul tău corp. Da. Cum atât de învățat să astupăm ce simțim, din păcate, și să luăm pumnul de medicamente, încât am uitat să ne-l ascultăm. Da. Să nu uităm că medicamentele tratează doar un efect, nu tratează și cauza, de aceea bolile nu dispar sau, dacă dispar așa miraculos, revin ulterior și de obicei revin cu mult mai mare putere și medicamentele luate inițial practic ajung să nu mai aibă efect. Ideea e nu să nu mai luați deloc medicamente sau nu, asta am zis. Medicamente. Eu n-am zis nu luați medicamente, eu am zis că doar tratează un efect. Subliniam, Alexandra, ideea e ca oamenii să caute să vadă curioși și ce se află în spatele acelei jene pe care o au, dureri pe care o resimt, disfuncționalități la nivelul unui organ. O durere de cap nu vine niciodată degeaba. Întotdeauna are o cauză, întotdeauna are un mix de emoții și invariabil are o convingere limitativă. E mai bine să scăpăm de ele, să ne trăim viața fără dureri de cap, decât să le avem din nou și din nou și din nou. Da. Uite, Dora ne sugerează ceva. Aș dori să sugerez cursuri online cu grupuri mici de aproximativ 10 persoane care se pot vedea la față unele pe altele. Așa o să fie și în weekend. O să ne vedem la față și o să ne auzim cu toții. Aș dori să iau aceste cursuri cu doamna Sorescu, Food for Thoughts, cum spun englezii. Ideea este că ea e în străinătate și cu drag iar prinde bine partea de online. Deci, Dora, te așteptăm weekendul acesta la curs cu mare, mare drag. Mai întreabă cineva aici, cum putem lucra pe stima de sine scăzută și manipulare? Păi, tocmai ce spuneam, ce simt față de asta, când am simțit că am stima de sine scăzută și am fost manipulată, ca să spunem așa, voi găsi întâmplările specifice, voi elibera convingerea limitativă și nu o să mă mai întâlnesc cu stima de sine scăzută și cu manipulare. Deci nu pot să dau rețete. Am nevoie să lucrez cu persoana respectivă pe ce simte ea față de asta. Ce înseamnă stima de scăzută pentru tine? Care sunt convingerile tale despre tine? Când le-ai însuflețit? În ce circunstanță, conjunctură, situație specifică din viața ta ai gândit asta? Și când ai mai gândit asta? Și atunci am nevoie să lucrez specific pe acele întâmplări cele mai intense din viața mea, până când convingerea limitativă va fi eliberată. Ceea ce este magic este un efect care există în EFT și de aia are o rapiditate de rezolvare a tuturor situațiilor aproape magică și greu credibilă pentru lumea medicală, pentru că există un efect pe care noi îl denumim ca trainer generalizare. N-am nevoie să lucrez pe mie de întâmplări în viața mea în care m-am simțit trădată, ci am nevoie să aleg câteva dintre ele cele mai intense, astfel încât să eliberez convingerea limitativă.
Da, un lucru pe care aș vrea eu să-l menționez, avem admitere ce se Andra spune că este un picuț jignită de faptul că ai spus la un moment dat că profesorii, ai dat exemplu acela cu profesorul în care a vorbit urât și restul colegilor au râs, știi că la un moment dat am povestit despre un mod în care se poate forma o traumă, ea spune că este profesor și cu siguranță nu mai sunt așa profesori în ziua de astăzi, dar noi nu am atacat nici într-un fel profesorii, ci doar a fost un mod de a exemplifica. Într-adevăr, confirm că în ziua de astăzi profesorii și învățătorii nu mai sunt cum erau altădată, dar intrăm într-un sistem în care neapără nu e cazul. Nu e cazul, dar a simțit nevoia să apere profesorii și învățătorii. Noi nu atacăm pe nimeni, oamenii sunt minunați așa cum sunt, doar că uneori mai sunt și acele momente în care poate avem o zi proastă. Dar și Hai să revenim puțin. Eu vorbesc din perspectiva lucrurilor cu oamenii de 16 ani de zile. Eu vorbesc de traumele pe care le găsesc cu oamenii cu care lucrez. Da? De cele mai multe ori, convingerile limitative legate de stima de sine, de respect personal, de încredere în mine, au, printre multe alte situații, foarte mare legătură cu grădinița și cu clasa 1, clasa 2, cu primii profesori, cu primii dascăli. Acolo, pentru că primele convingeri limitative, noi le însuflețim în perioada intrauterină până în 7 ani. Ori deja copiii merg la școală în perioada aia, la 7-8 ani, când încep să aibă nivelul de conștiință care să le dea posibilitatea să pună la îndoială ceea ce află din exterior. Deci eu vorbesc de cazuri concrete, palpabile. Sunt toți copiii care sunt părtași în același moment la o asemenea remarcă, dar nu toți gândesc la fel, pentru că e în funcția de percepția fiecărui copil în parte. Dacă puiul ăla de om e mai sensibil, dacă părinții lui erau mai emotivi, dacă a trăit ceva înainte de acel moment de școală, la el acasă sau la grădiniță, el va simți acel lucru, indiferent ce am face noi și putem fi, cum să spun, cei mai zen și cei mai mămoși învățători și profesori de pe planetă. Copilul asta va simți pentru că nu poate încălca acel program. Și sper să se înțeleagă ce am vrut să transmit. Da, i-a luat ca un fel de atac la profesori sau că am avea noi ceva cu profesori. Nu atacăm pe nimeni. Gândiți-vă la alt exemplu. Tata lucrează în garaj. E ceva periculos pentru un copil de 3 ani. Puiul de 3 ani intră în garaj pentru că vrea să fie cu tata lui. L-a auzit că bocăne prin garaj și deschide ușa garajului și intră în garaj. Și tata, speriat pentru că el suda și era teamă ca puiul domn să nu se ducă cu mâna, să nu intre flama de la sudură în ochi, da? Țipă la copil, nu cu intenții rele. Ieși afară imediat. Copilul iese. Și poate să nu gândească că tatălui a avut ceva cu el, dar același copil poate să iasă din garaj, speriat, șocat de tonul pe care l-a avut tatălui și poate gândi, tata nu mă iubește. E o convingere limitativă pe care am sufletit-o, dar nu e adevărat că tatălui nu-l iubea, ci tocmai din iubire pentru puiul domn i-a spus să iasă afară. Dar este modul în care puiul domn a perceput ceea ce a zis tatălui. Deci hai să vedem prin această nouă perspectivă în care nu căutăm victime și vinovați, ci pur și simplu așa se descarcă traumele explicate din punct de vedere neurobiologic în noi ca ființe umane. Că ne place sau că nu ne place acest lucru. Era doar un exemplu, i-a luat-o ca un afront la faptul că profesorii și învățătorii nu mai sunt. Pare rău, dar nu am nimic cu profesorii și cu învățătorii. Nimeni n-are nimic cu ei. Sunt foarte bune învățătoare, chiar aici, în Câmpina, unde locuiesc. Și m-am înțeles bine cu toți profesorii, pentru că eu în liceu am mers foarte des la școala băieților mei. Mă mai întreabă cineva dacă faci consiliere online. Consultații online. Da, în acest moment din viața mea mă focusez mai tare spre practicieni și spre acele cursuri. Eu deja lucrez online, locurile mele sunt cam full booked în această perioadă, mai ales după această pandemie. Scopul este să ajut cât mai mulți oameni să învețe tehnicile, ca fiecare oraș din această țară să aibă oameni care să pot să ajute, să
să poată ajuta alți oameni. Fiind la început, asta mi se pare prioritatea numărul 1 și atunci spre asta mă îndrept cel mai tare. Chiar dacă lucrez cu practicieni care au cel puțin primul nivel efectuat, astfel încât să pot să-i ajut pe ei să se ajute cât mai repede ca să poată ajuta alți oameni. Cam asta da, și încă un lucru care poate este nevoie să-l menționăm este faptul că, uite, gândește în felul următor, necesită o bază și de teorie, de a înțelege un picuț principiile din spate și atunci dacă mergi direct în consiliere online sau face-to-face, nu contează, fără a fi pregătit cu tot ceea ce înseamnă, necesită un timp sau câteva consultații sau o parte de timp care investești pentru a afla lucruri și după aia să poți să începi să lucrezi. De aceea, într-adevăr, prima variantă este cursul, pentru că deja și acolo conștientizezi și vii cu, uite, eu punctual vreau să lucrez pe asta, pe asta și pe asta. Dacă nu, va trebui noi ca și practicienii și tu să caute, să explice prima oară tot ce înseamnă latura de EFT, ca ulterior să identifice și să lucreze pe lucrul respectiv. Unul din marile câștiguri prin aceste cursuri sunt tocmai multitudinea de argumente necesare minții ca să se deschidă spre un parcurs, să se deschidă spre o schimbare. Din experiența mea proprie, rare ori se întâmplă acele sesiuni minune în care am lucrat odată și ți-a dispărut fobia. Am trăit-o de nenumărate ori. Dar de cele mai multe ori au nevoie persoanele respective de mai multe sesiuni ca să scape de o fobie, nu doar de una. Deși se întâmplă și asta. În egală măsură am trăit situații în care s-a scăpat de o alergie într-o sesiune sau s-a scăpat de alergie la curs. Wow, ce tare! Se întâmplă tot timpul? Nu. Deci oamenii au nevoie să se deschidă un pic spre un parcurs. Butonul ăla minune nu prea există în viața reală. Da. Sunt acele excepții care vin într-adevăr să întărească regula, dar nu putem trăi în baza excepțiilor. Nu, tocmai asta e ideea. Și ca tu să mă plătești pe mine o sesiune de o oră, ca eu să-ți dau argumentele pe care oricum le dau ca și teorie la curs, mi se pare aiurea. Adică mie mi-ar plăcea să lucrez exact pe problema ta, să plecăm de la efect, da? De ce se întâmplă în acum și aici, în prezent, și să te duc la cauză. Nu să pierde timpul cu toate explicațiile care intervin în cadrul unui curs de 3 zile. Este un prim pas care, adică mergeți punctual după aia pentru rezolvarea problemelor și în consiliere. Știu că tu faci consilierea aceasta, dar o faci cu cei care deja au înțeles un picuț baza și s-a calmat maimuțica din cap, ca să zic așa. Tu mă știi, Alexandra, eu sunt rapidă. Mie îmi place chestia asta cu punct ochit, punct lovit. Dar mi se pare fair play, oricum. Ca o persoană, da, cum aș vedea eu idealul în acest parcurs, ca o persoană să zică, băi, anul ăsta îmi dau voie să fac acest parcurs. Dar nu să devin dependentă de o altă persoană cu care să lucrez, nu să devin dependentă de remedii, nu să devin dependentă de nu știu ce chestii, ci vreau să învăț suficient încât să am cum să mă ajut pe mine, pe cei dragi mie, de acum încolo, oricând. Și atunci, în acest parcurs de un an, îmi dau voie să fac și sesiuni, să mă duc și la cursuri, astfel încât într-un interval scurt de timp să pot să-mi schimb viața. Și sunt oameni care au făcut chestia asta și care în câteva luni și-au schimbat viața. Ceea ce mi se pare magic. Sunt oameni care și-au schimbat viața. Da, sunt și tutorialele pe care le ai și tu și pe site și le-am share-uit și eu la un moment dat. Sunt și povești care rămân anonime pentru că oamenii nu au vrut să dea numele, dar asta nu înseamnă că povestea nu este acolo și nu a fost trăită. Oameni care s-au vindecat de boli grave. Știu că lucrez deja de 4 ani cu tine și am tot discutat și am tot întâlnit tot felul de oameni care într-adevăr au reușit să facă minuni în viața lor. Dar aceste minuni necesită să facem un pas spre ele, să ne dorim să le descoperim. Mai vin și ele la noi din când în când, dar iarăși sunt excepții, iar eu merg pe principiu că nu putem să trăim în baza excepțiilor. Adică aștept să mi se întâmple excepții în viața mea. Ei, s-ar putea să treacă viața și acele excepții să nu mai apară și la final sau undeva în ultimii ani de viață să-mi pară rău. Tărăgânarea, amânarea, toate sunt mecanisme de apărare pe care le folosim. Tot ceea ce găsim în realitatea noastră ca scuze, nu acum, nu am bani, nu în momentul ăsta, dar nu weekendul ăsta, dar nu anul ăsta, dar poate de la anul, dar poate de la 1 ianuarie sau poate ce știu eu de când. Unul din beneficiile mari pe care cred că ni le-a dăruit chestia asta cu pandemia a fost timpul cu noi. Da, să fii deschis de dezvoltare, da.
să iei cumva problema în mână în momentul în care ea apare, ca să nu mai dea peste tine o chestie care să te facă să te simți atât de copleșit, fără posibilitate de a reacționa și într-o stare de neputință și de spaimă. Va fi nevoie de aceste lucruri mai mult decât oricând, asta este părerea mea și asta este părerea specialiștilor. Dacă stăm să discutăm și discut foarte mult cu prietena mea care este psihiatru, îmi spune că da, ea în țară, fiind în Italia, deja au apărut semne de răutățire a stărilor de stres, de anxietate, de depresie, eu mă refer acum la cele care au un diagnostic dat de medicină. Noi lucrăm fără diagnostice date de medicină, dar sunt acele stări de predepresie, pre-anxietate și așa mai departe. Aș vrea, înainte de a termina această sesiune, să mai răspundem măcar la două, trei întrebări. Spune Popescu, Ana, nu simt mirosul și gustul de peste 20 de ani. Cum aș putea să rezolv această situație? Asta nu am putea să le zicem, dar întrebarea ar fi, mai există o cale de vindecare? Adică ar putea fi EFT-ul o cale de a-și recăpăta mirosul? Eu pot să spun sigur da. Eu aș răspunde la această întrebare, hai să vedem ce se întâmplă. Pentru că sunt curioasă. Știi ce? Mai curioasă sunt, exact cu o persoană care rămăsese fără miros, am ajuns să port o discuție și bineînțeles că eu, cum mă mănâncă și știu anumite lucruri, am început să-i zic, știi, dar ce-ar fi dacă, hai să vedem, dar știi că există o chestie, o tehnică, cred că te-aș putea ajuta, n-ai vrea să vezi de unde, știi exact ce s-a întâmplat când s-a declanșat chestia asta, da, era o traumă. Bine, dar nu crezi că dacă ai putea să scapi de acea traumă, ți-a revenit mirosul? Hai să vedem ce părere ai. A fost nu hotărât. Înțelegi tu? Nu hotărât. Măi, și-am fost atât de aproape să văd ce se întâmplă. Dar a fost decizia persoanei, practic, de a nu merge spre vindecare, că până la urmă e un pas. Ce trebuie făcut. Nu putem forța pe nimeni să facă ceea ce nu-și dorește. Cu siguranță. E important ca ei să conștientizeze că atunci când găsesc scuze, astea țin de mecanismele de apărare, de rezistențele pe care noi le avem. Nu am știut să facem altfel în realitatea noastră. Am crezut că așa ne protejăm, așa reușim să răzbim, așa reușim să ne descurcăm în viață și atunci din această cauză le folosim. Nu sunt de condamnat, ci sunt doar de înțeles ceea ce sunt ele de fapt. Amânarea, tărăgânarea, lasă-mă să te las, vine tot din acest mecanism. Ca până la urmă, dacă mergem și pe medicina clasică, până la urmă dacă lași ceva, uite o carie și nu o tratezi nici într-un fel și o tărăgânezi și o tărăgânezi, la un moment dat s-ar putea să scoți dintele de tot. Așa, mai bine exemplificată ceea ce spuneai tu. Mă întreabă, Anda, cum ne putem reveni după un divorț foarte dureros? Mă gândesc că este vorba de tristețe foarte mare, de faptul că... Alexandra, acolo sunt zeci de emoții, nu e una. Da. Sunt zeci de emoții care vin la pachet cu toate întâmplările și amintirile dureroase din perioada în care am fost împreună. Oamenii au tendința să îngroape chestii de genul ăsta. Discutam cu o doamnă cu care am făcut un parcurs de mai bine de un an de zile și în mod, cum să spun, de fiecare dată când începeam să lucrăm, îmi găseam întâmplări din viața ei prezentă și sărea o halcă întreagă din viața ei. În perioada aia, între 21 și 28 de ani, ea avusese un mariaj, avusese o căsătorie, căruia i-a pus cruce, s-au divorțat, dar nu mai vroia în interiorul ei să știe de această relație. Și atunci am găsea întâmplări anterior acelei căsătorii și post acea căsătorie în realitatea ei. Înțelegi? Sărea, pentru că ea considera bucata aia de viață ca și când nu-i mai aparținea. Dar acolo erau încremenite, înghețate cele mai multe traume în viața ei. Și am lucrat specific pe întreaga perioadă dureroasă din viața ei, specific pe perioada divorțului, care a venit cu o grămadă de repercusiuni la pachet din toate punctele de vedere și a pierdut și serviciu, și banii, și casa, și multe cele. Îți dai seama câtă durere și câtă suferință în interiorul acelei doamne. Și da, se poate lucra specific și se poate elibera toată această amintire atât de dureroasă și greu de dus. Și dacă mai există și un copil acolo, cu atât mai complet.
Aș vrea să încheiem cu o întrebare de la Valentina Tudosoiu. Am născut o fată prematură acum 15 ani și acum 7 ani a fost diagnosticată cu hipoacuzie bilaterală. Cum aș putea să mă vindec eu, deoarece nu am vrut să aud ce zic medicii, că este o sarcină compromisă. Practic, i s-a spus că sarcina nu va avea nicio șansă, ea nu a vrut să aud acest lucru. Bineînțeles că s-a manifestat pentru că copilașul deja era în burtă, i se spunea că e o sarcină compromisă. Întrebarea este dacă o poate ajuta practic pe fetița de 7 ani. Da, bineînțeles, ajustându-se pe ea. Asta da? Și zis, cum ar putea să se vindece, dacă ar putea să facă ceva. Păi, asta îți spun. E vorba de lucrat pe mamă pentru a obține rezultate în îmbunătățirea stării de sănătate a copilului. Ca să vă dau un exemplu, a venit odată la curs o mămică a cărei copil era în incapacitatea de a mai înghiți alimente solide. Pe parcursul unui an de școală începuse să aibă dificultăți în a înghiți alimente solide, ajunsese în vacanța de primăvară, era rezolvarea acelui conflict în care a stat un an de zile și începuse să nu mai poată să bea decât lapte. Și mămica venise la cursul meu în momentul în care copilul începuse să refuze și laptele, nu mai vrea decât apa. Cum mers la psihologi, la psihiatri, la ce vreți voi. Adevărul e că atât de mare era presiunea disfuncționării emoționale a mamei, încât copila nu mai putea face față acestei stări de luptă sau fugi permanentă pe care o avea mama. Rezolvând mama, a început să mănânce copilul. Înțelegeți ce zic? Adică eu recomand, știu că în străinătate se învață EFT din școli și din grădiniță. Este magic să înveți copiii să recunoască emoțiile în primul rând și să le elibereze așa la minut. Dar mi se pare fantastic ca asumarea responsabilității părintelui vis-a-vis de ceea ce trăiește disfuncțional copilul. Când mama se echilibrează, automat se echilibrează comportamentul în copil. Când mama se echilibrează, automat ceva din starea de sănătatea copilului se îmbunătățește. Copilul răspunde în manieră instantanee la mixul de emoții pe care îl însuflețesc aparținătorii, pentru că ultimul studiu pe care mă uitam la BBC și pe care l-am văzut spunea că nivelul de oxitocină crește atât la mămica care este însărcinată, în egală măsură cu la tăticul care nu poartă o sarcină. Dar e acolo, cu mămica în aceeași casă. Și e magic. Puiul de om răspunde în egală măsură atât la mamă cât și la tată. Da, deci se poate lucra pe mamă pentru a-l ajuta pe copil. Asta e important. Noi avem EFT la nivelul 3 și știm cum să învățăm să facem EFT surogat. Cum pot să lucrez eu pentru altcineva, o altă persoană dragă mie. Dar asta se face la un nivel de avansat, ca să spunem așa. Da, ne pare rău că nu putem să răspundem la toate întrebările, însă timpul este limitat, însă eu invit cu drag pe Oana la o nouă sesiune, poate destul de curând. Săptămâna asta cu siguranță nu, că ne pregătim de workshop. Pentru cei care vreți să vă înscrieți la workshop, puteți să accesați, am să vă dau un share screen pentru a vedea exact site-ul, cu toate că l-am scris și în partea de, cum îi spune, de chat, însă sunt cei de pe Facebook care ne urmăresc, am lăsat și acolo. Puteți să vă înscrieți, mai sunt doar câteva zile. Dacă sunt întrebări, cu drag, aveți și datele noastre de contact acolo, aveți formularul de înscriere. Noi vă așteptăm pentru a putea să luați undița, nu? Da, este un prim pas spre un pas, cel puțin. Foarte, foarte important. Și promit solemn cum se va da drumul la cursuri. Da, ne întreabă Loredana dacă vom face cursurile pe niveluri online. Oana a menționat la început că, din păcate, Academia de EFT nu ne dă voie. Nu, Cardawson până în acest moment nu a permis acestor cursuri să fie efectuate online și... Vorba de cursurile pentru practicieni, trebuie să înțelegem. Workshop-ul din weekend nu este pentru a deveni practician, este pentru a te ajuta pe tine, un prim pas să te ajut pe tine în gestionarea emoțiilor. Am avut această responsabilitate de a vorbi de această primă tehnică a EFT-ului, astfel încât oamenii să știe exact cum să se poată ajuta atunci când întâlnesc emoții intense și când le trăiesc. Uh-huh. Adică e dorința mea de a împărtăși această primă tehnică.
Da, deci e o primă undiță, dar una destul de bună, din ce știu, pentru că eu am fost la workshop și deja acolo, adică dacă începi acest parcurs cu workshop-ul și cu această undiță, este pentru început bun, mai bine decât nimic, oricum vă poate ajuta foarte mult. Eu când am o durere, recunosc că atunci folosesc cel mai mult IFT-ul. Recunosc. Da, Alexandra, ideea e ca oamenii să vadă în cadrul acestui workshop cam cu ce s-ar mânca EFT-ul, știi? Chiar dacă nu facem cursurile de EFT, o să aibă o imagine foarte clară a ceea ce pot învăța dacă se deschid spre acest parcurs. Adică va fi explicat pe larg, nu cum am făcut acum într-un timp atât de scurt, și atunci vor ști cu siguranță dacă rezonează cu trainerul, dacă rezonează cu tehnica, dacă își doresc să facă o investiție pentru viața lor în această direcție. Probabil că îi voi ajuta să fie mult mai clari în ceea ce își doresc și ceea ce nu își doresc. Și, cum zic întotdeauna, partea asta rațională în care cauți să convingi pe cineva nu dă bine. Ascultă-ți inima, ascultă ceea ce simți. Pentru că întotdeauna răspunsul cel mai corect de acolo îți va parveni. Atunci când simți că este adevărat și inima ta îți confirmă acest lucru, e vorba de acea stare de coerență și despre ea vom vorbi un pic la workshop, că nu avem cum să nu vorbim despre ea, cum să ne ascultăm cea mai bună aparatură la îndemână din interiorul corpului nostru și asta este coerența între minte și inimă, care se poate crea la cerere în realitatea noastră. Fă ceea ce simți. Da? Fă ceea ce simți. Da, eu sunt pusă de-a lungul celor 8 ani deja de când organizez evenimente, lumea mă sună și mă întreabă întrebarea veșnic. Ce curs îmi recomandați? Ce tehnică îmi recomandați? Păi dacă mă întrebați pe mine, vi le recomand pe toate. Acum mai în glumă, mai în serios le spun prima oară. După care îi spun cu ce rezonați dumneavoastră. Dacă aveți întrebări punctuale, eu cu drag vă pot ajuta, mai ales că cursurile pe care eu le promovez, am participat la ele tocmai ca să văd ce se întâmplă și să experimentez eu pe pielea mea, să le înțeleg mai bine și, bineînțeles, am fost și eu egoistă la început, ca și tine, că cursurile am început să le organizez din dorința de a mă ajuta pe mine în primul rând. Și atunci eu le zic cu drag, vă ajut cu informații și cu ce rezonați voi. Eu nu pot să zic că recomand ceva anume, pentru că ce mi se potrivește mie nu se potrivește ție și invers. Să meargă după ceea ce simt. Da. Oamenii vor găsi, cum să spun, sunt foarte multe lucruri care te ajută să te duci spre același adevăr. Fă o paia cu care rezonezi. Dar atenție, nu fugi dintr-una într-alta non-stop, că nici atunci nu e bine, e tot un mecanism de apărare. Le fac pe toate și nu mă mai opresc pentru că niciuna nu-mi convine. Când în momentul în care experimentezi ceva, du-te până la capăt. După părerea mea, acela știi nu are valoare dacă nu este dublat de a cunoaște și de experiența în viața ta propriu zi. Asta mi se pare mie esență. Ori acest workshop îți dă această experiență propriu-zisă în viața ta. Noi am detaliat pe cât am putut de bine ce înseamnă EFT-urile. Am răspuns și la o parte din întrebări. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ne mulțumesc și cei de pe chat și cei de pe Facebook pentru timpul pe care noi l-am dăruit și pentru informațiile oferite. Și eu îți mulțumesc, Ana, pentru cele 2 ore minunate petrecute împreună. Și bineînțeles că ridic mingea la fileu și mai rămâne să facem aceste întrevederi pentru că au început să-mi placă. Da, și mie îmi plac foarte mult. Este un mijloc de comunicare extrem de rapid și de eficient și sper din tot sufletul ca oamenii să aibă o seară inspirată. Da, și noi le dorim o seară frumoasă și ce să spunem, faceți ceea ce simțiți. Cred că așa putem încheia, nu? Apropo de emoții, faceți ceea ce simțiți, ce vă aduce bucurie. Mulțumesc frumoasă tuturor! Eu închei aici. Dacă închid eu, veți ieși cu toții. Am închis live-ul de pe Facebook între timp, acum la final. Ce să zic? Ne vedem în weekend. Vă aștept. Noapte bună, Oana! Și noapte bună tuturor! Noapte bună!